Eu Răzvan s-a angajat la McDonald's și a intrat într-o belea foarte mare După ce că am avut o zi extrem de obositoare la muncă În care șeful m-a ținut peste program Mă mai doare și spatele foarte, foarte tare Doamne iartă-mă, abia aștept să mă bag în pat și să mă odihnesc Însă până atunci, hai să văd ce face familia mea Bună ziua ar fi trebuit să zic, însă acum zic bună seara dragilor, pentru că iar am stat peste program la muncă, abia aștept să mă bag în pace și să mă odihnesc. Însă până atunci, voi ce ați mai făcut astăzi? Că n-am vorbit cu nimeni, ați bune. Tata, ce bine că ai venit acasă, că sunt convins că tu o să mă lași. Să te lasă ce? Izabela și mama spun că asta este o idee proastă, dar eu nu sunt de acord. Doamne iartă-mă, Răzvan, ce idee ți-a mai venit, bă, copilule? Ce idee ți-a mai venit? Dacă mama ta a zis că e o idee proastă, probabil și eu o să zic la fel. Deci tata știu că eu de aproximativ o lună își cer bani ca să-mi iau un PS5, nu? Da, și știu că nu o să-ți dau niciodată, asta e altă chestie pe care o știu. Iar tu mi-ai spus că o să pot să-mi iau PS5 când o să-mi strâng banii. Exact, da. Când o să primesc destui bani de ziua mea, slej de sărbători și ocazional să mai și muncesc, atunci o să pot să-mi dau comandă de PS5. Da, și în continuare zic, băi răzvane, deci dacă tu ai, strâns bani la ziua ta. Ai strâns bani la sărbători. Te-ai mai dus, am mai făcut un leu cinstit. Și mi arăți că ai banii pentru PS5. Eu îți dau comandă de el și nu comentez absolut deloc. Da? Deci am zis asta și mă țin de cuvânt. Pă bune, mă vede Dumnezeu. Mă țin de cuvânt. Eu mi-am mai dat o comandă, dar voi mi-ați anulat-o, în fine. Da, păi ți-am anulat-o pentru că era cu bani legal. Știți, fraților, că Răzvan și-a dat comanda de PS5 acum vreo... Nu știu, o săptămână sau două, dacă nu mă înșel. Nu, acum o săptămână. Însă trebuie să anulăm comanda și să-i dăm banii domnului polițist, deoarece erau niște bani, nu erau falși, domnule, erau obținuți ilegal. Ei bine, la noi la școală s-a evit o oportunitate. Niște oameni de la McDonald's au venit și au spus că fac angajări. Angajări? Răzvane, ești clasa 5-a, -a, tată. Ce angajări? Nu înțeleg. Și da, fac angajeri pentru copiii de vârsta mea. Ok. Au venit la școală, totul e legit. Și eu vreau să mă angajez acolo la McDonald's ca să strâng bani pentru PS5. Haide, tata, tu ai spus că dacă vreau bani trebuie să muncesc. Acum am ocazia să muncesc la McDonald's, tu îți dai seama, bă, mi se pare destul de ciudat de ce să lucreze, băi, un copil de clasa 5 acum, adică să lucreze la McDonald's. Bă, răzvane, dacă ar fi adevărat, aș lăsa aici, nebun, adică, na, nu e vreun dubios care zice că te angajează, da, e dita mai, dita mai restaurantul. Da, te-aș lăsa, dar da, să-ți puțin, Izabela, Magdalena, voi de ce nu sunteți de acord, Izabela? Tata, eu nu mai vreau să mă angajez. Păi știu, după ultima experiență, na, după ultima experiență exact pe care am avut-o, am zis că lucrurile astea nu sunt de mine, nu sunt de tine momentan. Când o să crești mare, va trebui să te angajezi, logic. Și eu cred că oferta asta este țeapă. Adică au venit la noi la școală însoțiți de directoare, păi și duce acum să fie țeapă, băi. Și ne-am explicat ei ceva acolo, eu am cam uitat. Băi, la păi dacă au venit la școală, bă, dar stați puțin. Dacă au venit la școală și chiar au zis asta, s-ar putea să nu fie țeapă, băi, eu sunt de acord să las pe Răzvan să, să meargă să încerce să lucreze. Dar ideea de bază e că vor să învețe copiii să gătească și un program scurt de două ore pe zi după școală. Și primesc undeva la 120 de dolari pe săptămână. Mamă, cât de bine! Băi e foarte bine, ești nebun! Și de ce să nu meargă Răzvan? Bă, frăților, nu, eu sunt de acord să meargă Răzvan. Sau ceva de genul. Mie mi se pare foarte puțin. Nu se merită să te duci să muncești pe atâția bani. Băi, Izabela, știu că tu de data trecută ai luat-o puțin razna cu jobul tău, dar astea sunt salariile normale, e chiar foarte bine. Mai ales că n-ai un copil, mamă cât de tare! Și totodată mi se pare suspect. Oamenii care au venit și au anunțat asta arătau suspect după părerea mea. Bă, frățul, dacă e la școală acolo, dacă a venit și directoarea, bă, eu zic că nu are ce să se întâmple, nu? Eu zic că sunt oameni serioși. Magdalena, tu de ce nu vrei să, să lăsăm pe răzvană? Marius, eu chiar aș vrea să las pe Răzvan să meargă, însă îmi e puțin am frică. Nu cred că este țeapă, dar tu ți dai seama ce va trebui să facă Răzvan acolo. Uh, să să lucreze la fast food, adică să prepare burgeri. Nu. Cu carne congelată, adică nu La McDonald's ce se gătește? Bărăgari, cartofi, prăziți, chestii de genul Adică răzvanul o să trebuiască să taie ingredientele Să prăjească locurile Haide-mă, Magdalena, și ce, ce e atât de complicat Știi că dacă nu prăjești corect, o să ți sară ulei un ochi și chestii de genul. Băi, Magdalena, știu că Răzvan nu prea știe chestiile astea, nu prea știe să gătească nimic, dar 100% o să-l învețe cineva de acolo, că doar nu îl bagă în față la la cu ulei, să sară uleiul pe el. Pă, pune Magdalena, adică pă, na, înțeleg că vrei să-l aperi, dar na. O să facă cafea. Iară, dacă pică cafeaua fierbinte pe el și se opărește, păi asta se poate întâmpla și acasă. Zic eu, nu? Eu chiar aș vrea să se angajeze, dar domeniul bucătăriei pentru un copil atât de mic mi se pare riscant. Bă, într-adevăr, n probabil o să folosească și cuțitul, s-ar putea să, na, s-ar putea, doamne ferește, să, să, se julească sau ceva de genul. Dar, na, nu cred că poate să i se întâmple un lucru atât de rău. Trebuie să folosești cuțite, obiecte ascuțite, lichide fierbinți. Sunt multe șanse să te accidentezi. Vorba aia, se accidentează adulți, adulți în toată firea, mai dita răzvan. Hmm, chiar nu știu ce să zic. Băi, eu chiar aș vrea să las pe Răzvan, dar și Magdalena are într-un fel dreptate. Băi, ia, hai să, hai să mergem până afară. Răzvane, să-mi spui mai multe despre, despre chestia asta. Ok, am ieșit afară. Răzvane, spunem că nu prea înțeleg de ce vine ea de la McDonald's să vă angajeze pe voi. Deci, tata, eu merg și mă angajez la McDonald's, dar desigur nu fac totul de capul meu. Nici eu, nici colegii mei. O să avem acolo un adult care o să ne explice cum e treaba. Bă, înțeleg, dar na o să ne facă un fel de instructaj la fiecare. O să fie lent cu noi ca să înțelegem toți. Bă, mi se pare ceva tare, nu fraților? Adică, băi, dacă are ocazia asta, da, mi se pare, eu l-aș lăsa aici, nebun. Iar după ce am făcut instructajul, începem să servim. Vă dați seama că nu o să putem să facem aceeași mâncare ca și adulții, dar măcar noi încercăm. Bă, corect. Din câte am înțeles de la domnul ăsta, este o nouă campanie de la ei și vor să învețe copiii să se descurce în bucătărie. Și cu ocazia asta să facă și niște bănuți să, și să vadă și cum să fie angajați. Băi, băi frate, băi, mi se pare tare. Eu zic că e o combinație perfectă. Mai primești 120 de dolari pe săptămână, în două luni de fapt mai am niște bani strânși, în mai puțin de două luni o să pot să-mi cumpăr PS5. Da. Vara o să mă joc non-stop. Asta nu știu ce să zic, dar da. Haide tata, n-ai spus tu că dacă vreau bani să mă duc să-i muncesc, ce nu e bine aici? Bă, bă, fraților, bă, mie mi se pare ok, adică l-aș lăsa pe răzvan. Vreți să vă mint? L-aș lăsa. Isabela, tu ce spui? Hmm, stai puțin că mi se pare ceva suspect. Ia zi ce ți se pare suspect. McDonald's este un fast food. Corect. Și majoritatea oamenilor care se duc acolo se duc pentru că vor să aibă mâncarea pregătită rapid. Dacă Răzvan pregătește mâncarea, el nu o să poată să o facă rapid. Asta nu o să enerveze clienții? Mam. Mamă, da chiar, băi, și abia acum mi-am dat seama, bă, da chiar. Stați puțin că Isabela chiar are dreptate. La McDonald's trebuie să te miști rapid, Răzvan, nu o să se miște rapid. Hmm. Bă, da, da, are dreptate, dar m -m mă gândesc cum nu, nu s-au și de la McDonald's. Adică la McDonald's lucrezi sub presiune, pentru că trebuie să faci totul rapid, nu? Hmm, da, mă, băi, ok, ok, un argument foarte bun. Nu m-am gândit la asta până acum. Da, mă, adică să-i pună pe copii ăștia, vă dați seama că o să scape pe chestii pe jos, o să fie ciudat. Hmm. Izabela are dreptate. Răzvan acolo să lucrezi sub presiune magică. Mi-e frică să nu cumva să te accidentezi. Da, chiar, la ce McDonald's o să lucrezi? Că avem mai multe în oraș. Da, chiar, da, bă, fratele, da, nu înțeleg nicio chestie asta nu o să piardă McDonald's-ul pentru că ăștia o să se miște mai lent pentru că până la urmă sunt doar niște copii și pe lângă faptul că n-au experiență la McDonald's n-au experiență în niciun fel de alt job nici măcar în bucătărie unde o să lucrezi mai exact, Răzvane? Nu, nu o să fie presiune băi, cum nu o să fie presiune? băi, noi n-am văzut ce cobă la McDonald's, Răzvane îți face la comandat un 5 minute trebuie să fie gata, înțeles? e foarte multă presiune, nu mai zi am uitat să vă precizez ceva nu o să lucrez în McDonald's-ul din mall și nici în cel de pe Boulevard Păi atunci... Ăla de pe... Băi... Păi băi, atunci unde o să lucrez? Că... A, a, sunt doar două, două McDonald's-uri, sau? Că mă și bulbii frățior. Nu, sunt doar două, băi, este răzvane. Păi și atunci unde o să lucrezi? Unde mai e alt McDonald's? Cei de la McDonald's au făcut o tarabă în fața molului. Acolo o să lucrezi. Iar acolo o să vină oamenii care vor să mănânce ceva făcut de copii. Ah, deci nu-i bagă într-un McDonald's pe bune, Băi, inteligent, da, ok, are sens. Desigur că o să dureze mai mult, însă o să se gândească că o să ajute copiii cu bani, bă, ce tare, da. Bun, are sens. Mamă, chiar are sens, eu. bă, eu chiar l-aș lăsa -aș pe răzvan. Deci nu o să fiu stresat că nu o să lucrez într-un fast food aglomerat și nici o să mă accidentez, deoarece o să avem acolo oameni care ne supraveghează. Bă, foarte tare, frate. Bă, eu îl susțin dacă vrei să meargă, da. Mama, tata, poți să mă angajez? Vă rog, vă rog, gândiți-vă, vreau să fac și eu un ban cinstit. Bă, dacă chiar vrei să-ți atât de mult PlayStation 5 ul ăla, face eu l ajut. Da, eu zic să se angajeze. Mâine, Răzvan, se duce să lucreze la McDonald's. Da, e să nu faci acolo vreo, vreo, prostie să, să ne faci de râs. Eu aș zice să nu. Hm, să Isabela, și tu te poți duce, dar abonezi că nu mai vrei, dar... Na, bă, Răzvane, da, frate, eu las. Magdalena? Bine Răzvan, poate chiar ai dreptate Nu se întâmplă nimic dacă acumulezi puțină experiență Corect, eu te las Bun, acum hai să mergem la colocare că e o mor de somn Și mâine de dimineață vedem care-i treaba Și să-mi zici Răzvan mâine, mâine de dimineață Cum funcționează asta Adică cum te duci acolo La ce oră, chestii de genul Am înțeles că e programul de două ore Dar na, probabil mai trebuie să faci ceva pe lângă asta Bună dimineața băieți și fete, abia ce m-am trezit și am dormit foarte bine, deci chiar m-am odihnit și acum mă pregătesc să mă duc la muncă, din păcate da, asta va trebui să fac, va trebui să mă duc la muncă Magdalena, iubire, bună dimineața! Bună dimineața, iubire, nu știu de tine, dar eu chiar mă bucur că Răzvan vrea să muncească și eu, fraților, chiar sunt mândru de fiul meu, pe bune vorbesc și că vrea să strângă bani singur pentru PS5 și eu la fel mai știi că în momentul în care i-am anulat comanda s-a supărat foarte, foarte rău, dar se pare că n-a renunțat la visele lui. Fraților, noi i-am anulat comanda că banii aia erau bani ilegali și trebuia să-i predăm la poliție, nu puteam să-i cheltuim noi. În fine... Hai că, hai că eu mă duc, mă duc la muncă. Brăzvan, Izabela, eu mă duc la muncă. Neața, tata, astăzi la ora 16 trebuie să vii cu mine la mol ca să dau un test. Mamă, la ora 4. Păi fix atunci ies de la muncă. O, o să vorbesc cu doctor Barba. Mamă, deci ok, trebuie să fie și un adult acolo, nu? Trebuie să dai testul. Să vorbești cu doctor Barba, să te lase mai rapid să pleci ca să fim acolo. Trebuie să fiu eu și cu un adult, am înțeles. O să-mi explice ce trebuie să fac mai exact. Cum asamblez burgerii, cum prăjesc lucrurile, iar după o să mă lase pe cont propriu să văd dacă o să mă descurc. Dacă mă descurc o să mă angajeze, dacă nu o să rămân fără job. Ah! Deci nu oricine ei le fac un instructaj, dar trebuie să... Mamă, trebuie să fii și pregătit. Vă face să răzvan, nici măcar nu era genul ăsta de copil. Habar n-am dacă răzvan vreo a gătit ceva și aici nu mă refer la găti pe bune, mă refer la sandwich Adică cred că în viața lui n-a făcut un sandwich, dacă stau să mă gândesc. Aha, deci trebuie să ai și puțină îndemânare, puțină experiență, bănuiesc, da. Hmm, răzvane, tată, nu știu, nu știu cum o să fie, dar, dar să ai grijă. Dar eu chiar cred că o să mă descurc. Doamne ajută, băi, nu mi-aduc aminte să fi făcut vreun sandwich în viața lui. Și pe lângă asta am vorbit cu alți colegi de e și niciunul nu vrea să se bage. O să fiu singurul. Mamă, pă, dacă o să fii singurul, cred că o să fie obligat să te accepte. Singurul de la școala mea, că mai sunt copii și de la alte școli, deci sigur. Bun, păi că eu mă duc la muncă. Succes, de Răzvan, chiar sper să reușești. Da. Frate, v-am zis, eu dacă stau acum să mă gândesc pe bune, nu mi-aduc aminte vreun moment în care Răzvan să fi gătit ceva, și ce zic, adică, na, dar sper, Doamne, ajută să fie totul bine. În fine, haideți că eu, eu să mă duc la muncă și până la ora 4 să ies, să vin aici, să vin aici acasă ca să mergem la mall, să dăm testul, să vedem cum o să se descurce. Este aproape ora 4, băieți și fete. Eu tocmai ce am ieșit de la muncă și vedeți că Răzvan stă acolo în fața ușii. Cred că este foarte entuziasmat. Bă, și eu sunt foarte curios să văd cum o să se descurce, frate. -o, deci, pe bune, chiar, chiar o să mă gândesc cum o să se descurce. Răzvan, am venit. Hai! Mergem, mergem la mol. Ce facem? Tata, hai să mergem acolo. Ne așteaptă managerul de la McDonald's. Bă, na, bă, sper să se descurce. Să aveți succes! Sper să fie angajat, Răzvan. Doamne, ajută. Hai, hai să mergem. Bun, fraților, tocmai ce-am ajuns aici, deci e fix, cum a spus Răzvan, este o tarabă lângă mol. Stați să, să vă șeară. Deci, vedeți, aici este molul. Aici este, este de plața, da, vedeți, e molul. Și ce e dar asta de la McDonald's? Vedeți că acum e și un polițist care comandă ceva, pentru că Răzvan nu este singurul copil de acolo. Uite, mai e și copilul ăla. Sunt mai mulți copii, însă de la el din clasă, din câte puteți vedea, este singurul. Și e singurul care o să dea testul ăsta acum. Dar stai să vorbesc mai multe. Uh, domnule manager Alex, bănuiesc că dumneavoastră o să vă ocupați de fiul meu. Îmi puteți spune ce o să se întâmple mai exact? Trebuie să rămân aici, care e treaba? Salut, eu sunt Alex și astăzi o să-l testez pe fiul tău. Deci haide să-ți explic ție, de la adult la adult, cum funcționează treaba. Ok. O să explic fiului tău ce trebuie să facă, care sunt rețetele pentru fiecare burger, cum se prepară toată mâncarea și cum să se miște destul de repede. Desigur, vom încerca să păstrăm fiecare normă de siguranță, dar vă spun de pe acum că dacă n-am mai stat în bucătărie, nu prea are șanse. Asta-i nașpa, fraților. Asta e nașpa ca că Răzvan pe bune nu prea a stat în bucătărie. Dar cine știe, poate reușește. Eu am încredere în el. Eu am încredere în el și poate chiar o să reușească. Acum, nu știu. Trebuie să se simte de, destul de ok. Testul o să, o să dureze 15 minute. Iar la final o să-i gust burgerul să văd ce a reușit să facă în 15 minute. Sunteți de acord? Băi, eu sunt de acord. Fiul meu a vrut, a vrut să vină foarte mult aici. Răzvan, ești pregătit? sunt pregătiți. Da, Doamne ajută, fraților, Doamne ajută să fie totul bine, dar v-am zis, nu știu cât de bine o să se descurce el, pentru că el n-a mai lucrat în viața lui în bucătărie. Uite, o să stau aici, a? uite, fix aici și o să aștept să, o să, aștept să termine. Da, arată frumos, dar avana asta, da, Hai să vedem, chiar sunt foarte curios ce o să reușească Răzvan să facă. Bun, fraților, au trecut vreo 20 de minute, să spun așa, și după cum puteți vedea, managerul Alex a dus sus acolo. O să mă duc acum să vorbesc cu el. Din câte am văzut, Răzvan s-a descurcat destul de bine. Adică, na, n-am stat eu aproape acolo. M-am uitat pe acolo, chiar la a complimentat și polițistul de lângă. Adică chiar s-a descurcat destul de bine. Nu mă așteptam să se fi descurcat uh, atât de bine. Adică până acum eu nu l-am mai văzut. Poate am exagerat și eu, băieți Că când am zis că n-a făcut un sandwich. Poate să zicem că a mai făcut el ceva prin bucătărie în toată viața lui. Dar Na, nu știu, hai să văd acum, abonez că am văzut că managerul n-a mușcat din burger, s-a dus sus și l-a gustat. Sunt curios, bă, poate, poate Răzvan chiar a făcut ceva bine, men, cine știe. Stai prima dată să, să vorbesc cu el, să văd care e treaba. Răzvane, cum te descurci? Tata, managerul Alex mănâncă sus burgerul, sper să-i placă. Băi, poate Răzvan chiar s-a făcut cu un job, ești de bun, da? Ne ajută hai să vedem. Poate chiar s-a făcut cu un job, hai să... Hai să luăm scările și să mergem sus. Uh, bună ziua, domnule manager, îmi pare rău dacă deranjez. Dacă am văzut că fiul meu, spre surprinderea mea, s-a descurcat uh, destul de bine. Ia spuneți-mi, cum e burgerul? Că am văzut că l-ați gustat. Burgerul făcut de copilul tău este oribil. Mă? Deci în viața mea nu am gustat un burger mai nașpa. Oameni, iarță-mă... Na, acum ce să fac, fraților? Aș putea să-l ajut să-l perfecționeze, dar eu nu sunt plătit atât de bine încât să fac asta. Vă rog să plecați, îmi pare bine că ați încercat. Zoam, iartă-mă, păi cum îi spuneau acum al Răzvan asta? Doamne, iartă-mă, fraților. Bă, știam eu, men. Bă, n da, l-am văzut acolo, era fericit, parcă, n-a se înțelegea bine și cu managerul ăsta, credeam că o să iasă ceva bun o oh, aoleu oh, băi și fete, oh, aoleu, o oh, hmm. Na, va trebui să mă duc la Răzvan și să-i spun că nu a fost angajat. Mamă, cred că, cred că o să fie foarte nervos, nervos, cred că o să fie foarte supărat, cred că pe o să se supere. Dar na, asta e viața, adică acum a vrut să aibă un job... În viața de adult mai e și refuzuri. N-avem ce să facem. Sper măcar să nu se supere atât de tare. Um, Răzvan um, Am o veste proastă M-a Alex a zis că burgerul N-a fost prea bun Așa că na, Hai să mergem acasă E bă E bine că ai încercat Deci e foarte bine În viața fraților Când vreți să faceți ceva Încercați Ați înțeles Că mult mai bine Mult mai bine trăiți Cu uh, Cu supărarea asta Că ați încercat Și nu, și nu v-a ieșit Decât să trăiți Cu regretul Regretul e mult mai nașper Deci Răzvan E bine că ai încercat Na ai fost respins, dar nu contează, cine știe, poate la anul, nici clasa 6 -a, o să vină o nouă ofertă. Sunt o dezamăgire, niciodată nu o să pot să am un job. Haide-mă, Răzvane, nu, nu zic chestia asta. Hm, ia asta băi, vede că mi-a venit o idee. Eu am niște bănuți la mine. Hm, sunt banii pe care i-ar câștiga Răzvan într-o săptămână. Să-i dau banii lui ăsta să-l angajeze pe fimio? Ce ziceți? Hai, o fac pentru el, față, Chiar dacă eu ies pe minus, practic, măcar e el fericit. Na, hai să vedem. Uh, auzi, manageri fii atent. Vezi că fiul meu e foarte... E foarte supărat. Auzi, am și eu aici niște bănuți. spune cât mă costă și... Na... Sau dacă pot să fac ceva ca să-l angajezi pe filmul Pe bune, ai zis că poți să-l perfecționezi dar Doar că nu ești plătit atât de bine încât să îți bați capul Uite că îți dau eu bani să-ți bați capul cu el Și să-l înveți să facă burgeri buni Și să fie aici angajat Pe bune, hai, zi Poți să faci ceva, ascultă-mă Ascult Eu sunt aici de azi dimineață Și mă doare capul și pe lângă asta mai sunt și constipați eu oh, îmi pare rău să aud asta. Uresc jobul ăsta și uresc că trebuie să-mi dau banii de la job pe medicamente ca să fiu mai bine. Așa că nu o să o fac. O să o faci tu. Stai puțin, îmi cer să îți cumpări medicamente? Dacă vrei ca fiul tău să fie acceptat, mergi la farmacie și cumpărăm ceva laxativ. Că sunt constipat de azi dimineață. Laxativele sunt foarte, foarte scumpe aici, așa că nu-mi permit. Dar dacă vrei ca fiul tău să fie angajat aici, probabil îți permiți. Ok, o, mă gândeam a face o să-mi ceară niște bani, o ceriță cam ciudată, dar da, bun, stai aici, bun. Două secunde, că aici e farmacia. Deci trebuie să-i cumpăr laxative. Na, vă dați seama, băieți și fete, băiatul își cam jobul. Nu e cel mai frumos job din lume să lucrez la McDonald's. Da, na, bun, hai să mă duc. Cât poate să fie menul laxativ? Ia stai, să, vă, să, văd unde e farmacia aici în mall. Hmm, cât poate să coste acum, fraților? Hai să, hai să fim și serioși. Ia uite, cred că aici e, nu? Undeva... Bă, dar este ce aici? A, aici cred baia, nu? Da. Cât poate să și coste un laxativ, ia. Uite-o pe doamna farmacistă. A, bună ziua! Bună ziua! Am venit la dumneavoastră... Ia stai! Bă, dar stai! Vitamina C, vitamina D... Beligonon, paracetamol... Bună ziua! Am venit la dumneavoastră pentru un laxativ. Aveți ceva, orice chestie laxativă? Aici am un spray laxativ. Costă... 89 de dolari! Doamne iartă-mă nu e cam scump... Mm. Na... ce să fac acum... Na, uitați aici 64 de dolari, până la 89 încă 25... Uh, 29, 25... luați aici... Mm, stați, nu asta, stai să-i dau 25 să mă scap... Luați aici încă 25. Toamne, iartă -mă, o zi frumoasă vă doresc. Băi, fraților, 89 de dolari. Am luat-o razna. Na, bun. Păi și fete, măcar l-am angajat, angajat pe Răzvan. Eu zic că o să fie bine. O să-i duc la ăsta spray și las acum pe Răzvan în grija lui. Și ne abonez că Răzvan o să fie destul de... Destul de bucuros, adică nu văd de ce n-ar fi. Razvan, am o veste foarte tare, am mai vorbit cu managerul și de fapt ești angajat, așa că pune-te să faci burgeri, let's go, ok? Um, domnule, domnule manager, uitați aici spray-ul, hai. Uitați aici, aveți grijă de Fimio. o zi, o zi bună. Uh, ok, bun. I-am dat lui spreul laxativ. Haide să mergem acasă, fraților. Și na, o să aștept, uh, cum îmi spune. I-am dat și numărul de telefon lui, lui manager mi l-a cerut, înainte să înceapă instruirea lui Răzvan și o să mă sune când va trebui să vin să-l iau de acolo. Și ce zic? A zis că na, programul e de undeva la ore uh, Fraților, a trecut doar o oră și am primit un mesaj nou de la manager. Marius Răzvan a învățat foarte repede și face niște burgeri senzaționali. Let's go! E deja coadă la stand. Let's go! Isabela Magdalena, deci... Știți că v-am povestit că Răzvan nu prea se descurca. Mi-a dat chiar acum managerul un mesaj și mi-a zis că face niște burgeri nemaipomeniți și că e coadă. Bă, e coadă acolo să cumpere burger de la Răzvan. Vă voi vă dați seama. Tata, da, da, nu mergi să ne și nou niște burgeri făcuți de Răzvan. Bă, da, chiar. Și am poftat Wow, nu credeam că o să se descurce atât de bine Vreau să guși eu, mă duc Mă duc, băi, și, fete, numai bine vedem uh, Dacă e coadă sau nu, băi, băi, cât de tare Băi, ce mă bucur, băi, v zis faților Trebuia, na, acum Ideea e că trebuia să Cum zice, să-l mai ajute puțin ca să-și dea seama Cum funcționează treaba, dar în același timp Nici măcar nu-l jute pe omul ăla că probabil are un salariu așa de mare și nu vrea să-și să bată Capul cu chestii de genul dar n-ai, e bine că am învățat, frate, mă chei e coadă, Bă, sunt chiar foarte, foarte curios. Sunt curios dacă Răzvan a păstrat niște burgeri și pentru noi, man. Hai să vedem care-i treaba, vreau. Uite, am ajuns aici la mall. Trebuie să o luăm pe partea cealaltă, nu? Sunt curios, sau aici? Pe aici trebuie să o luăm, că nici măcar nu mai știu. Nu, 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 pe aici trebuie să o luăm. Ia, hai să vedem. E coadă sau nu? E coadă sau nu, vei și vede. <gânt> hai să vedem, grijă mare. Opa! Opa! Bă! băi, ești nebun? Bă, ești nebun? Chiar e coadă. Oh my god, nu vine să cred. Bă, chiar e coadă, bă, e coadă la răzvană, fraților. Răzvane, îmi cer scuze. Răzvane, ai luat niște băgă și pentru mine? Tata vine prin spate, am pregătit niște burgeri și cartofi special pentru voi. Let's go! Let's go! Nu mă bag în față la rând. Uh, domnul manager, cum funcționează treaba? Mă, văd că sunt mai multe aici Ar trebui să măriți producția Băi, băi, coadă-iși de bun, nu vine să credă Răzvan este minunat. Chiar am învățat foarte repede. O să-ți dau un mesaj peste o oră sau peste două, că e mare coadă. Când termină Răzvan, îți dau un mesaj să visele să le Ok, am înțeles. Hai să iau și burgerii, Let's go. Bă, sunt chiar foarte curios. Hai să -o ce gust o să aibă. Uite, și suc și cartofi. O să o să duc acasă la familie. Băi, deci Răzvan, fraților, chiar se pricepe. Mă bucur foarte, foarte mult pentru el. Fraților, după cum puteți vedea s-a făcut seara și în continuare Răzvan nu este acasă. Am așteptat cu sufletul la gură mesajul de la managerul Alex și vedeți că fix acum mi-a dat mesaj. Vă dați seama că n-a reușit să vină acasă pentru că era foarte, foarte multă coadă. Bă, deci chiar sunt foarte mândru de el. Îmi pare bine, fraților, și burgerii au fost genial, deci pe bune vorbesc, chiar au fost niște burgeri foarte, foarte bune. Îmi pare bine care talentul ăsta, într-un fel, cine știe ce, ce ne rezervă, ce viitorul, dar chiar a făcut niște burgeri foarte, foarte buni. Hai să vedem ce zice managerul Alex. Vino să-ți iei copilul, a distrus totul. Poftim? Am sunat deja la poliție, nu se mai poate. Poftim? Bă, voi ați auzit? ce s-a întâmplat? Bă, nu înțeleg. Nu mergea totul bine? băi ia puțin. Bă, frăților, cum adică să-mi iau copilul că a distrus totul? Ce-a făcut Răzvan, men? Mamă, stați că mă panichez, băi și fete. Cum adică a distrus totul? Ce s-a întâmplat? Mamă! Mamă, men, mamă, dar mamă, m -m mă doare și burta, bro. Nu, nu știu de ce mă doare burta, ești nebună. Cred că nu prea am dormit aseară, aia. Da mamă, dar mă doare rău de tot. Ia, hai să văd care-i treaba. Bă, fraților, dar dar ce s-a întâmplat, men? Cum adică a distrus totul? Nu mergea totul bine? Nu era coadă? Nu făcea burgeri buni? Ce s-a întâmplat? Mă și panichezi, asta e. Ok. Hai să... Hai să o luăm pe aici. A? Să vedem care e treaba, fraților. <gasps> ce e aici? bubu? bă! 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 Ce? Ce s-a întâmplat, fraților? De ce sunt atât de multe ambulanțe aici? De ce, de ce sunt atât de mulți doctori? Băi, ce s-a întâmplat, fraților? Că nu înțeleg, mamă. Bă, ce mă doare burta. Bă, da. Bă, ce se întâmplă? Nu înțeleg, ești nebun? Ia stai. Răzvan, ce s-a întâmplat? Managerul ce s-a întâmplat? Tata, îmi pare rău. Bă, ce s-a întâmplat? N-aveți să discutați cu mine, discutați cu poliția când vine omul. spune ce s-a întâmplat. Bă, fraților, nu înțeleg. Bă, nu înțeleg de ce... De ce e... Mamă, ce mă doare burta, bro? Mamă. De ce e plin de ambulanțe în fața... În fața restaurantului? Nu are niciun sens. Cum adică să discu cu poliția? Lasă că vorbesc cu domnul polițist când vine. Bă, ce se întâmplă? În sfârșit a venit și domnul polițist. Bă, fraților, m-a apucat o durere de burtă. Mă Uh, nu vă mai zic nimic, că m-am apucat o durere de bolta maximă. Domn, porți ce s-a întâmplat aici? Of, Marius, deci Răzvan a dat o bară. Vezi toate ambulanțele astea, până acum au ridicat 50 de oameni. Dar de ce? Răzvan, probabil din greșeală, a pus în fiecare burger pe care l-a vândut ceva spray de laxativ. Nu. Oh my god, băi, și fete, prostul ăla de manager a lăsat spray acolo. Iar acum toți au dureri de burtă și constip. Mamă, de-aia mă doare pe mine burtă. Mamă. Și trebuie să meargă la spital. Doamne, bă, Răzvane, băi. Partea bună este că nu o să plătiți nimica. Dar probabil Răzvan o să mai bevoie să lucreze aici. Bă, Răzvane, ce-a fost în capul tău, bă, tata, bă? Tata, am crezut că e un condiment. Un condiment, spreul laxativ. Nu e vina mea, scuze, doamne, iartă-mă, mă, și doare burtă acum. Bă, frăților, dar a fost, dar nu, bă, nu vina nu, Răzvan, e vina lui ăla că a lăsat și acolo. Doamne, iartă-mă! În orașul nostru s-a deschis un KFC, iar fiul meu Răzvan vrea să se angajeze acolo. Am vorbit cu managerul, iar acesta ne-a spus că dacă vrea, poate lucra doar pe tura de noapte și trebuie să fie și un adult lângă el. Așa că eu și Răzvan ne-am angajat pe tura de noapte la KFC, însă nu ne așteptam să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Rămâi până la final ca să afli de ce n-ar trebui niciodată să mergi la KFC la ora 3 dimineața. Băieți și fete, de aproximativ 4 ore mă aflu în laboratorul doctorului Barba și tot ce am făcut a fost să stau și să mui pe pereți. Adică am venit la muncă și mi-a zis că o să-mi dea ceva de muncă, va trebui să-l ajung cu nu știu ce experiment, însă de 4 ore stau aici și nu-mi zice nimic, bă, băieți și fete. Adică, n-am. e foarte bine să stai să te relaxezi, bă, dar e o zi plictisitoare, efectiv nu se întâmplă nimica Și el stă acolo și face treaba lui, uitați-vă la el și nu mă bagă pe mine în seamă, Adică m-am mai dus la el de vreo 5 ore și a zis, doctor Barbă, trebuie să vă ajung cu ceva, trebuie să vă ajung cu niște poțiuni, cu niște Experimente și le-am zis Da, 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 stai acolo Că o să vin eu să-ți să zic Dar după cum puteți vedea Nu mă bagă seama, mă, de rog Hai că mă mai duc încă o dată uh, Doctor barbă Vreți să vă joc cu ceva? Adică stau aici de patru ore Pur și simplu Mă plictisez, Mă uit la cer N-am ce să fac Vreți să... Da, chiar am nevoie de ceva de la tine Doamne ajută În sfârșit, băiși Hai că dăm drumul la experimente uh, Ce să știa? Da, 20 de dolari? De ce? Ia ăștia și Valea la KFC. Nu, deci nu-mi spuneți că dumneavoastră mă trimiteți să vă iau mâncare. Mi-e mare foame. Deci de asta aveați nevoie. N-am mai mâncat de ieri. Și ce vreți să, să vă cumpăr? Vreau o găle... bine, doctor Haru. Doamne, iartă-mă. Ia vedeți, fraților. Eu mă gândeam că sunt mare asistent de doctor și mă trimite să iau mâncare. În fine, nu știu dacă ați observat, însă în BC s-a deschis un nou restaurant, mai exact un KFC, chiar aici, foarte, foarte aproape de școală, între școală și casa mea, fraților. Haideți să mergeți să vedem care e treaba, cumpărăm pentru doctor Barbă un... Un bachet, o găleată cu pui. Sper să fie deschis totuși, pentru că zilele trecute am mai trecut pe aici și n-am văzut să fie deschis. Însă puneți că era un renovare sau ceva de genul. Ia vedeți acolo KFC-ul. Let's go, bro, let's go Bă, deci orașul BC devine din ce în ce mai mișto Are din ce în ce mai multe crediri, Bă, totul e perfect, ne nebun Hopa, văd că este cineva înăuntru Uite, băiatul ăla pe nume Andrei Bănesc că ăla este, este Hai să vedem care e treaba uh, Bună ziua Aș vrea și eu, dacă, dacă, se poate, o găleată cu pui uite acolo și managerul de la KFC O găleată cu pui Să-mi spuneți cât, uh, da, da, da Să-mi spuneți cât mă costă Ok, să că că să, să, ia găleata. Eu am doar 20 de dolari, sper să nu fie mai mult de 20 de dolari. Să spuneți cât mă costă. Ok. Bucket of fried chicken. 19,99. Mamă, deci știa doctorarul perfect. Uitați aici, uitați aici. No, o zi frumoasă vă doresc. Uh, bună ziua și, și, dumneavoastră. Mamă, băi și fete, văd că nu prea vine lumea la KFC. Bună ziua, bună ziua. O zi, o zi frumoasă. La revedere. Nu prea vine, da, da, da. La, la, la stai, stai, puțin, ok. Care, care e treaba? Se cam uită ciudat, Andrei, asta la mine, băi și fete. Știi pe cineva sau ai tu nevoie de un job? Angajăm la KFC. Păi, deci chiar nu știu pe nimeni. Chiar nu știu pe nimeni, observ că aveți un, un singur angajat, e sigur, da, da. deci dacă -o să mă gândesc, băi și fete, nu, adică eu pe cine cunosc în, în orașul ăsta e doctor Barba, mama și tata n-am nevoie, Magdalena, dacă afli, trimite aici că angajăm. Ok, bun, bine de știut, mulțumesc foarte mult O zi frumoasă vă doresc, la revedere La revedere Bun voi și fete, ia vedeți, foarte de treabă managerul de la KFC că angajează, dar după cum puteți vedea E cam gol, adică nu prea vine lumea Știi? Adică Nici măcar nu înțeleg de deci ce ar avea nevoie De angajați noi dacă lumea nu vine Adică, n-am văzut că băiatul a de Degeaba, mi-a dat mie o, 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 o asta un bucket o fraicică chicken Asta că e tot ce a făcut astăzi, e că sunt singurul client Știi ce zic, adică. Na, care ai scopul să angajeze mai multă lume Dacă pur și simplu restaurantul nu e populat În fine, haideți că o să-i dau asta lui Dr. Barbă Și sper că acum să mă bage la o muncă serioasă Nu știu să-mi zică să Tor niște poțiuni Să fac niște experimente Să fac și eu ceva chestii Nu o să fiu băiatul cu cafeaua S-a făcut ora 4, băieți și fete, și zice să fiu cu voi, nici măcar nu știu dacă ar trebui să fiu supărat sau fericit. Astăzi, toată ziua, am fost pur și simplu băiatul cu cafea al lui Dr. Barba. Adică după ce am luat de mâncare de la KFC, m-a trimis să iau și o cafea, după mi-a zis să aranjez chestiile astea pe aici, bă, acum fie vorba între noi, nu e o muncă atât de grea, că mai mult am stat nu știu ce, pentru că el astăzi a avut de făcut niște experimente destul de importante, bănesc, pentru că era non-stop acolo, era foarte, foarte focusat. Bă, dar și vreau și eu să fac niște experimente tare, și ce zic? Nu înțeleg ce vrea să facă cu mutantul ăsta, uitați-vă la el. Bă, de aici de o lună și ceva, are ochii galbeni, E, e în viață, că uitați-vă, gen, se mișcă așa, clipește, adică e ceva foarte, foarte... Uite, adică ați văzut? Însă acum, nu știu, tu să uita în cartea asta, bă, voia să facă ceva, habar n-am ce, dar n-am fine, foarte, foarte ciudat. Haideți că, că eu o să mă duc acasă, men, și da nu știu ce să zic, adică să fiu supărat sau să fiu fericit că practic frec la muncă, gen. Și pur și simplu stau, mă relaxez, n-ar trebui să fiu fericit, dar totodată vreau și o frate, să fac un experiment mișto, nou. Experimente pe oameni, vii cum face doctor Dar cine știe, un experiment mișto Hopa, se pare că toată familia e acasă Normal, -am puteam să vin și eu de, de mai mult timp Hai să vedem care e treaba uh, Băi, ce, 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 ce se întâmplă? Uh, uh, salut, ce, ce se întâmplă? Răzvane, de ce plângi tata? Ce s-a întâmplat? Lăsați-mă Tati, Răzvan plânge Bă, de ce plânge? R -r 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 răzvane, ești ok? Un coleg de al meu. Nu spune că s-a luat la cu un coleg de al lui. Ajută-l, spune-i tu. Nu. Păi, da ce s-a întâmplat. Un coleg de al meu și-a luat niște adidas noi. Și se laudă în continuu în fața mea. Păi, și tu dai apă și că și-a luat adidas noi. Și că se laudă în continuu în fața ta. Băi, băi, răzvane, băi. Îmi zice că și-a luat adidas și cu banii de la job. Băi, iauzi, iauzi. Și-a de dași cu banii de la job în clasa 5-a, 6-a. Da, da, da. Sută asta s-a întâmplat. Că a lucrat ceva timp și și-a strâns banii. Păi și ce răzvare, băi? e, bă, dacă băiatul chiar... Vreau și eu să lucrez. Bă, Răzvane, tu nu știi cum e să lucrez, să fiu pe com propriu. Băi, băi, ești bine, bă, adică să fii pe com propriu. Mai ales în orașul ăsta foarte, foarte ciudat. Trebuie să lucrez. Nu știu, bă, ce să zic. Vreau să muncesc. Bă, Răzvane, tu... Prima dată trebuie să te focusezi pe școală și pe chestia asta. Nu cred că ai timp de așa ceva, fie vorba între noi. Trebuie să am și eu bănuții mei. Spune-i Marius. Hm. Hopa! Uh, Magdalena, ia, ia, ia vină puțin. Uh, vin aici puțin că vreau să zic ceva. Bobi și frate, ia, ia, ia că mi-a venit o idee. Astăzi cât timp am fost la, la muncă, doctor Barbo m-a pus să iau ceva găleată cu găleată cu pui de la KFC și m-am dus acolo, era gol, adică aia n-aveau de muncă și mi-a zis managerul de la KFC dacă cumva știu pe cineva care ar vrea să vină să lucreze. KFC-ul ăsta nou de lângă casă, da, da, da. Bă, da, mă, gândesc, băi, și fete, bă, dacă la acel KFC ați văzut că nu era nimeni, da, deci nu se întâmplă absolut nimica, n-aș putea să vorbesc cu ăla să-l angajeze pe Răzvan, că oricum nu face nimica. Crezi că l-ar lăsa la vârsta lui să lucreze? Mai ales, bă, dacă nu l-ar lăsa, aș lucra eu cu el. Adică, pur și simplu, aș sta noaptea acolo, zic eu, Magdalena. Deci nu faci nimic, a lucrat e mult spus. Nu mă trebuie să stai acolo, că nu vine nimeni. Trebuie doar să stai. Stai și aștept să se întâmple ceva și aștept să vină ceva să-și ceva. Eu să știi că îl las, da, dacă îl dacă acceptă, că e aici aproape. Da, corect. Adică, bă, băi, și fete, mai ales că acum așa are cu asta, știe, bă, eu nu vreau să-l judec. Poate vrea și el să-și ia Ok, nu, nu-i și Adidas, că e o prostie, bă, să-și o chestie mai utilă, ceva de genul, bă, ceva util, nu, nu, o prostie. Și pe lângă, pe lângă chestia asta, cum am zis și Magdalena, e foarte aproape, de deci suntem aproape de casă, n-are ce treabă să aibă ce muncă, pentru că, după cum ați văzut, nu, nu vine nimeni. Hmm, haide Magdalena, că să-i zic, să văd ce, ce reacție o să aibă, asta Băi, Răzvane, chiți, kids, kids, am o veste bună pentru tine. Cred că ți-am găsit un job. Fii atent. Nu mai plânge că cred că ți-am cred că ți-am găsit un job. Ce job? Deci fii atent. Astăzi am fost dar dar nu mai plânge, voi Astăzi am fost aici m-a trimis doctorul să-i cumpăr ceva de la KFC și mi-a zis să ăștia că și că vor să angajeze pe cineva. Plângeam de fericire acum. Da, și ideea e că na, că o să stai acolo, nu o să faci nimic, dar măcar o să o să niște bani. Păi și mă acceptat aia. Păi nu știu, hai să vedem. Vino cu mine. Hai să vedem. Dacă nu-l acceptă băieți și fete, poate stau eu cu el, dar nu știu, trebuie să fie după ora 4, pentru că eu am job până atunci, na, cine știe. Hai, papa! Papa, hai de bășoricelele să vedem care e treaba. Sunt chiar curios, băieți și fete, dacă o să-l accepte sau nu. Răzvane, să nu cumva să fii nesimțit, da? Deci mă lași pe mine să vorbesc. Prezin situația, nu știu ce, să nu ne faci de răs, pentru că aici, bă, vezi că e în interesul tău. Adică tu la școală mai ești nesințit, nu știu ce, dar vezi că aici nu te iau ăștia, nu te angajează după totul, plângi. Ok, să vedem. Salut, băi. Am revenit tot eu. Salut, Andrei. În uh, îmi zice și mie unde este managerul? Uh, ah! Ia uite la aici. Uh, bună ziua! Știți că acum ceva timp, acum vreo 4 ore exact, mi-a zis de ceva angajare. Aș vrea, haide să-ți iau un interviu, haide, ok, ok Hai să mergem, uh, hai să mergem aici Bun, deci haideți să vă zic mai exact care e treaba Nu este vorba de mine, da Eu nu vreau să mă angajez chiar când a venit Să cumpăr de la dumneavoastră, m-am dus să cumpăr pentru șeful meu Ci este vorba de copilul meu Răzvan, el vrea să se angajeze Vrea să aibă un job parte cum adică nu se poate, haideți să vă rog eu Cum adică nu se poate Adică, băi Nu angajăm copii, domnule fi, Fiți atenți, adică nu știu, după ora 4 sau ceva de genul, pentru că el chiar vrea să muncească. Am văzut că nici măcar n-are așa de multă muncă aici, na. Chideam că dacă e vorba de tine, nu, 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 e vorba de el. Nu se poate deloc să-l angajați sau ceva de genul. Adică, na, nu știu. Hmm, cred că am o idee. Ce idee? Ce... Bă, dacă e, pot să stau eu cu el gen, adică să mă angajați și pe mine. Tu vezi? Veste... Aha, da! Puteți să mă, să mă, angajați și pe mine Așa, asta voiam eu să zic Așa, ok Și să stau cu el Dar este o mică problemă Eu ies de la muncă la ora 4 Te angajezi pe tine la bucătărie și pe el casier Pe seară, pe tura de noapte Perfect, băi, și vă, mamă, de ce perfect? Răzvan stă la caserie, nu face nimica ăia vin, dau comandă, eu iau de acolo Țaca, paca, le dau, mamă, de ce perfect? Pe tura de noapte și îmi spuneți gen La ce ore e tura de noapte, gen de la cât până la cât Vedem cum merge treaba. De la 10 seara, ok Mamă, de la 10 seara, băi, perfect, numai bine, vin de la muncă, mă odihnez, nu știu ce Că eu vin de la 4, am 6 ore să până până la 6 dimineața, dacă se poate Ok, și salariul care e? O să meargă extraordinar, și salariul care e? Vedem cum merge treaba, da? Salariul, gen E de 500 de dolari pe săptămână Mamă, adică noi 2000 de dolari pe săptămână, ok Ok, e perfect uh, Dar, uh, deci, ok Tu ai mai lucrat, bănuiesc, da, în momentul de față lucrez. Bun, păi și putem să începem de astăzi? Putem să venim diseară să începem? Da, mamă, perfect, bun, batem palma Mulțumim, mulțumim, ne, -ne vedem din seara Răzvan, uite, gata, am rezolvat-o Stai așa, spune, spune, te rog Care e treaba? Deci băiatul ăla Mai trebuie să explic două, trei lucruri lui Răzvan. A, am înțeles. Bun. Sunt mega fericit. Ok, bun. Păi, na, eu mă duc să... Cum îmi spune? Eu mă duc acasă să mă odihnesc. Numai bine el s-a odihnit. A fost la școală. Cum face mica la școală? Doar doarme. Și vin eu să-l să iau mai târziu. Da, vă rog să-i să explicați. Nu știu, că mai ales că o să fie pe caserie. Are nevoie băi și fete să aibă... Anumite cunoștințe. Băi, eu zic e foarte, foarte bine, pentru că, băi, fraților, uite-vă acum, nu e nimeni la KFC, da? Deci nu are de muncă, mai tita noaptea. Bă, noaptea, gândiți-vă că... Uite, vă zic, noaptea, da? Pot să stau eu, de exemplu, la caserie și la bucătărie, gen să stau acolo să fac eu ambele treburi, pentru că oricum nu am foarte multe treabă de făcut, și răzvan să doarmă. Știți ce zic? Adică, na, trebuie să aibă ei pe acolo canapea, un pat pe care să doarmă, pentru că, na, a doua zi trebuie să meargă la școală. Deci, bă, eu zic că ne descurcăm. Haideți că o să mă duc acasă să mă culc și, na, după o să vin să, să leau le iau pe răzvan. Mă, ok, vă se bat acolo. Da, sper să nu fie vreo, vreo problemă. Hai că mă bag, mă bag la somn. Oh, Aoleu, cât e ceasul? Ce, ce s-a întâmplat Magdalena? A dormit pe canapea. A venit Răzvan. A, a, venit Răzvan de la, de la Chiesi, sau încă okay, e acolo. Am primit două chestii în poștă. E încă acolo. A, ok, am înțeles. Păi și, păi și de ce mai trezi? Ce ai primit în poștă? Tu trebuie să te duci să-l iei. Dar nu cred că trebuie să mă duc... Sau, să trebuie să mă duc acum, zis ceva? Uite, e important. Anunț cetățenii. Anunț de la primăria din BC. Stimați cetățeni, dorim să vă informăm că în urma recitelor evenimente, orașul nostru se confruntă cu o situație de siguranță delicată. What? Din, precaute, din precauție și pentru protejarea comunității noastre, recomandăm tuturor să rămână în case după ora 21.00. What? Această măsură este luată în contextul unei creșteri a incidentelor neplăcute în oraș și având în vedere necesitatea asigurării securității cetățenilor noștri. Echipa noastră lucrează activ pentru a investiga situația și vom reveni cu mai multe detalii și recomandări în cel mai scurt timp posibil. Bă, mă dar da, da nu pare să cum adică această măsură este luată în contextul a creșterii incidentelor neplăcute. Ce incidente, gen? Adică numai, numai asta ți-a venit în poștă. Bă, nu, ai zis că sunt două, nu știu, ales. Am mai primit și asta în poștă, ia. Asta e să, să vedem. Criminal în oraș! Bro, asta e ce? E un criminal? Da, aia n-avem voie să ieșim afară după ora 21? În ultimele zile, orașul nostru a fost gudit de o serie de crime șocante comise de către un individ mascat, a cărui identitate și aspect rămâne cunoscute. Această serie de evenimente tragice a ridicat nivelul de alertă și a generat o stare de neliniște în comunitatea noastră. Mamă! Mamă! Deși detalii precise despre agresor sunt rare, există câteva caracteristici comune raportate de martori oculari. Persoana cauzei este deschisă ca fiind mascată și pare să acționeze cu o violență extremă și fără scrupule. În ultimele patru zile au avut loc patru incidente mortale, toate atribuite acestei persoane care pare să fie deosebit de periculoasă. Autoritățile fac apel la cetățeni să fie vigilenți și să raporteze orice informație relevante către linia de urgență 112. În fața unei astfel de amenințări iminente, cooperarea și comunicarea rapidă sunt esențiale pentru capturarea agresorului și restabilirea siguranței în comunitatea noastră. Doamne, iartă-mă! Mamă, după ora 21.00? Păi eu de seara, bă, Magdalena, eu de la 22.00 intru cu Răzvan în tura de noapte la KFC. Dar nu cred că ar trebui să fie o problemă. Nu? Adică, nu cred că ar trebui să fie o problemă Du-te și vorbește cu polițistul. Bă, da, adică, bă, bă și fete, noi nu suntem pe străzi, suntem practic undeva bun, sper că n-a pățit nimic care Răzvan. Nu, n-a pățit nimic, el e acolo, mă duc, nu știu, o să-mi dea la mesaj. Haide că mă duc la, la poliție, o să-mi dea la mesaj de la KFC managerul să vin să le dacă e sau dacă nu. Da, pur și simplu o să vedem, o să vedem până diseară, sper să-l învețe toate chestiile astea. Dar uite să mergem la poliție, băi și fete, să vedem care-i treaba, mamă, men. Și credeam că am scăpat de lucrurile astea. Dar după ora 21.00, hmm, Na, adică bănuiesc că o primit și managerul ăsta anunțul ăsta, dar cred că o să țină restauratul deschis, dar dacă stăm să ne gândim băi și fete, pentru noi e ceva foarte, foarte bine, nu? Pentru că băi, dacă ei n-au voie să iasă din casă, ok, nu că n-au voie, dar nu se recomandă să ieși din casă după ora 21.00, nu o să mai vină nimeni la noi, adică nu o să mai avem nimica de muncă, adică băi, eu zic că e foarte, e foarte, foarte bine. Haideți să mergem pe aici, să vedem dacă domnul polițist este, este la City și bunesc că se ocupă de cazul ăsta, nu că e ceva de, Importanță maximă uh, domn polițist, uh, bu uh, bu bună ziua, am primit și eu în poștă ceva despre criminalul din oraș. Adică am auzit că nu trebuie să ieși după ora 21.00 din casă, au fost făcute 4 crime. E gravă rău de tot, da, situația. Soamne, iartă-mă. Păi și cum mi zice, uh, fii atent, ce? Ce s-a întâmplat ceva? Nu vreau să te sperii, domn polițist, dar vină cu mine. Aceste cuvinte mă sperie. Să-ți arăt ceva în parc. Ok, asta-i. Eu stai ca mă sprijini și cum adică Cum adică gen. La ce se referă? Ce să-mi aratati în parc? Uh, ce cap asta de schelete? Vezi asta? Da, e un cap de schelete. Ce treabă are capul asta de schelete? Da, dar nu e un simplu cap de schelete. Uh, cred că e un simplu cap de schelete. Și uite unul și acolo, bro, what? De ce sunt atât de multe capete de, de, de schelete? Criminalul ăsta ce? Are legătură capul de schelete cu criminalul? Băi, ciudați? De fiecare dată când faci o crimă, pune acolo un cap de schelete. Oh my God! ce de deci aici s-a făcut o crimă? Da, și îmi par. Mamă, și u u u uite și acolo. Ia stai. Da, da că l-am văzut și pe ăla. Bro... Mamă, deci asta într semnatura semnătura lui și că criminalele ăștia sunt așa psihopați sau toate astea. Mamă, men. Doamne, iartă-mă. Dar și dacă vreodată vezi un cap de ăsta, să sun la poliție. Mi-am dat seama. Mi-am dat seama. Dar, două ce voiam să, să vă întreb? Fiți atent. Eu, într-un fel, eu și Răzvan ne-am luat un nou job în fine. Însă ideea e că noi ar trebui să intrăm pe tura de noapte la KFC-ul din oraș la ora 22.00. Și să stăm până la 6 dimineața ce credeți, e nașpa? Adică, bă, stau și mă gândesc că, bă, nu prea ar exista probleme. Nu știu ce să zici, pentru că, na, noi stăm înăuntru, nu și pe afară, e destul de ciudat, dar știu. Da, na, sperăm să nu se întâmple chestii ciudate. În general, criminalul ăsta atacă noaptea? Dar dacă va atacă... Mamă, mă, Da, am înțeles. Bun, domn mulțumesc de informații. Dacă văd ceva, o să, o să sun la poliție. Hmm. Bă, e ciudat rău de tot, bă, fraților. E ciudat, ciudat, ciudat. Sper să nu se întâmple, sper să nu se întâmple vreo prostie. Na, în continuare păstrăm planul, mergem la, uh, cum mi spune, mergem uh, pe Tora de noapte la KFC de la ora 10 și sperăm să nu se întâmple nimica. S-a făcut ora 10 noaptea, băieți și fete Și chiar acum mă voi duce către KFC Și știți că Răzvan până acum n-a venit acasă Deci probabil a stat aici până acum Ia vedeți că, da, cred că este înăuntru Sper că a învățat cum să manevreze caseria, să fie totul bine Și na, bă, o să-l întreb și pe managerul ăsta Despre crimele astea Să văd ce părere are uh, Salut! Bun, uh, se face ora 10, intrăm pe tura de noapte? Salut, salut, tata! Răzvan, te-au te învățat așa ceva? Știi chestii? Salut, salut! Da, bă, mă bucur! Da, da noi tocmai ne, ne, pregăteam să plecăm, i-am arătat lui Răzvan. Ok, perfect, auziți, am și o întrebare. Ați auzit de criminalul ăsta care cică umblă noaptea pe străzi pe aici după ora 10? Eu nu, hum, nu știu. Na, na, nu știu. Da, 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 nu dai mie și salariul tău, eu zic că e mai bine așa, eu zic din gură, băi, șoricilule. Ce criminal? În fine, hai, lăsați, hai să uităm subiectul, puteți să, să plecați, ok. Na. Seara faină, papa, papa, ne vedem mâine. Cum ai că dăm salariul tău, că sunt și eu mic. Păi tocmai de ce ar trebui tu să-mi dai salariul tău, băi, că n-ai nevoie de bani. Plătești întreținere, plătești gaz, curent și nu știu eu? Da, aha, uh -huh, vai de capul tău. Fii atent, bă, răzvane, deci uh, știi ce am aflat, dar nu vreau să te, să te panichez. Primăria nu recomandă cetățenilor să iasă din casă după ora 21.00 pentru că e un criminal păstrăț, gen, Adică a făcut patru crime, păi și noi suntem afară. Păi, ai ideea că nu suntem afară, dar asta fi atent. Poate să fie foarte nașpa, dar poate să fie foarte bine pentru noi. Gândește-te că poate să fie foarte nașpa că poate să vină la să ne omoare, dar dacă nu vine să ne omoare, practic nu o să avem niciun client. Tu îți dai seama. Gen. Pentru că toată lumea e speriată să iasă și noi nu o să facem nimica. Dar până atunci ai să uităm prin KFC-ul asta să vedem dacă găsim undeva să ne relaxăm așa și noi în caz de orice. C -c Cine știe. Ia vezi băi răzvane! Ha ha! Mamă, la fix ești de bun! Stau aici toată ziua, ne uităm la televizor toată ziua. În fine, nu, no, bun. Ha hai să fim pe poziții în caz de orice. Ne uităm la meci, da, 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 vin aici, hai să fim pe poziție, tu stai acolo la, la caserie și eu stau aici și n-am si fete, așteptăm să vedem dacă o, o, să vină vreun client sau nu un gen. Acum nu știu, eu, uite ce camera frigorifică. Haideți, bă, că sunt dotați ăștia. Ia vedeți, băieți, și vede că avem și primii clienți. Ok, avem un băiat și o fată. Hopa, hai să vedem ce o să, ce o să comande. Nu a trecut așa de mult timp de când a plecat managerul și ăsta. Bună seara, bună seara, ce doriți să comandați? Deci eu trebuie să fiu pe fază, în caz de orice. Trebuie să fiu pe fază. Ia să vedem. Deci, păzea. Păzea că se aruncă. Eu aș dori o înghețată. E prima dată la acest KFC. Bă, băi, și fete, avem aici înghețată, nu-i problemă. Deci stai, stai să-mi notez așa aminte. Deci avem o înghețată. Uh, nu merge dozatorul. Merge, băi, dozatorul de, de înghețată. Taci din gură. Îmi puteți spune, vă rog, ce burger aveți? Uh, avem, uh, avem doar burger cu pui și sandwich cu pui. Doar atât avem. Burger cu pui și sandwich cu pui. Avem cartofi, avem aripioare, avem deserturi, ce vreți voi. Mă, vreau și eu un burger cu pui. Ok. O porție de cartofi mare. Ok, deci o porție de așa. așa. Dacă dai... Bă, ce mă, dacă dai și tu din gură. Și ce aveți dulce? Băi, avem uh, prăjitură, avem înghețată, avem înghețată cu vanilie, cu ciocolată și cu căpșuni. Și mai avem și ceva vafe oreo, dacă vrei. Cam atât avem. De care prăjitură? Mă, câte întrebări pune asta? poate îl dau afară acum. Stai. Uh, avem uh, cu mere... Deci cu mere, cu mere galbene și cu brânză. Ok, asta nu-i desert, da. Vreau o prăjitură cu mere. Bun. atât ai comanda. Bun, perfect. Bun, păi haideți că puteți să vă aș așezați undeva. Hai să vedem. Ho, hopa, mamă, i-a greșit numele, băi, și fete, hopa, asta puțin că i-a greșit numele, eu, eu, vreau doar o înghețată, mamă, să nu se rugea pe bifo acum, Ok, bun Bun, bun, bun Ai două gaci Și bătoși din gură, băi Nu-i treaba ta ce se întâmplă Și niște aripioare Bun Ok, bun Haideți să facem totul Deci avem așa uh, Deci ăsta a zis că vrea Un sandwich de asta Prăjitură cu mere uh, Ea vrea aripioare Așa, hai să zicem 5 aripioare oh, Așa, ia stai Niște cartofi Și înghețată Ia, ia, păzea cum să plătesc eu? Tu ești băiatul. Plătesc eu, stai niște, mamă, bă, ăștia se ceartă. Nu prea se suportă, fie vorba de răi. Uh, și înghețată, așa, bă, eu zic că totul gata, nu? Păi normal. Baked potato cu chicken wing. Stai niște, Andreea, Andra. Băi, bă, bă, bă răzvale, tu vezi că ăsta tot e găsește numele. <laughs> ce, <-i>, Andreea? Nimeni. <laughs> mamă, mamă, doamne, iartă, bă. Bă, stai să pun la loc. Bă, bă și vede că am terminat, adică... Nu? N-am uitat nimica din comanda Deci ea a vrut așa, l-a vrut așa, bă, că mă duc să duc comanda. Și-mi zici și mie de ea, nu, lasă-mă, te rog, nu mai enerva. Uh, bună seara, gata, comanda dumneavoastră uh, este gata, păi tu mă enervezi. Vă rog, eu nu, nu, vă mai certați, domnul Robert, uitați aici, deci aveți burger pe care ni, ni l-aș Așa, prăjitura cu mere, cartofii. Treci și plătește că te sparg, băi, 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 băi. Bă. Ok, se pare că ăștia se ceartă. Vanilla ice cream, doamnă, și cu chicken wing asta. Eu n-am cerut burger, bă. A, a, asta e treaba, treaba, voastră. Bun, vin aici, răzvane, vin aici. Mănânc eu, domnule, dacă nu mai mâncați. Bun, gata. Că nu mai vreau nimic cu Andrea. Opa, băi, tu ti greșești numele. Mulțumesc. Uh, bun, uh, 50 de dolari o să coste. 50 de dolari. Banii. 50, da. 50 de dolari. Plătește Andrea. Papa, pa. bă, cum adică? Bă, plătește băi, alo, alo, ce faci băi, Plătește uh, Domnișoară uh, uh, Vă rog să Să plătiți, ok, 50 de dolari O să vă coste Uite Mamă, 500, ia vezi băi Păstrați restul Mamă, ia vezi bă răzvane. Bă și a, bă, și a, a rămas și mâncare. Ce, ce i asta Bă, ghici unde merg ăștia 500 de dolari La mine în buzunar, corect și ia uite, vezi că au rămas aici niște mancare, ești știu să la mine ai pe de aici. Du-te și fă cura pe jos. Ia vedeți, băi, și fete, bă, așa tot să lucrez la KFC. Ne rămas 500 de dolari. Opa, ia vedeți, băi, și fete, cine a venit. Uh, bună seara. Ce problemă aveți? Ajutor, ajutor, vă rog, ajutați-mă. E un câine afară, lovit de mașină. Da? Mamă. Uh, unde? uita l uita l pe stradă. Cum adica domnule pe stradă Că nu-i nimic pe stradă Uite-te bine Mă uit foarte bine Nu-i niciun câine Tu faci mișto de mine Ajută-l te rog Ce să ajutăm băi Zice de tine Bărăzvane Pleacă mă de aici <laughs> Farsă Ha 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 Ce mă băi alu Bă băi bă, iau, ia, de, aici, mă. Bă, -a A, vezi, de mă. ce glume astea Aveți de care pleacă de acolo tu erai câinele, ha, ha, ha. Ok, băi, fete, oamenii în orașul ăsta sunt foarte ciudați seara. Bă, dar e bine până la urmă. Dacă stai să ne gândim, bine că până acum n-a venit criminalul. Oricum, în și să știi că dacă vine criminalul, o să te las pe tine să mor. Oricum, băi, cine ți-ar duce dorul? Fie vorba așa între noi. Adică, adică, nu are niciun, niciun sens. Da, nu, te mai bate atâta, nu te mai bate atâta. Ce faci atâta? Hai să ne să dacă o să mai vină, dacă o să mai vine cineva, v-am zis că, bă, e cam pustiu peste tot, adică nu trece nimeni. Vă dați seama că, băi, a, ia, Tu te gândi că am și o sentimente? Nu prea mă, nu prea interesează ca ai și tot sentimente. E asta e, bă, tu tu, acolo că ce știi cine, cine mai vine și trebuie să trebuie să du-te tu că n-am chef, na. Bă, bă, pentru asta ai fost angajat, du-te la casă și stai acolo în cazul în care o să vine cineva, cine știe cine vine. Nu-mi pasă valea, stai acolo. Aha, stai acolo, băi, și nu mai băga comentarii, nu mai da în mine. Ia, păzia. Ia, arăt tu, aba, ah, nu, ăsta e altul. Care-i treaba, domnule? Domnule, ce domnule? Bă, bă plecați de aici, bă, deci... pe deci, nu ce se întâmplă. Ați văzut? Ce să vedem? Ce domnule, e un câine lovit. am știu și eu gluma, pleacă, mă, de aici. În fața magazinului, pleacă. De mașină, plecați, vă rog eu, plecați de aici, hai. Să nu vă mai aud. Unde e la la Că nu de aici. Bă, ce glume au ăștia. Ia, bă, răzvane, cred că era vorba de tine, iară. Ia, bă, totul, ha, ha, bă, pleacă mă de aici. Mamă, 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 ce mai enervează. În fine, băi, și fine, bă, foarte ciudați oamenii, oamenii noaptea asta în, în, BC. În fine, hai să, hai să vedem care e treaba, să mai așteptăm clienți noi. E miezul nopții, băi și fete, bă, și parcă, hopa, v-am zis că nu mai avem niciun client, uite că vin. De, bă, uiteți-vă, că vine lumea, bă, încet, încet, da vine, bună seara, bună seara, sunt, na, să spuneți cu ce, cu ce să vă servim. Ce doriți să comandați? Aș dori și eu o plăcintă. O, o plăcintă cu ce? Cu mere normale sau cu mere, cu mere galbere? Și un burger cu orice? Ok, bun. Păi avem aici plăcintica, saca-paca și avem aici și, uite, o să dăm un chicken sandwich, că n-am mai vândut uh, de astea Uitați aici. Eu vorbeam, taci băi din gură. Uite, luați aici. Așa și uh, să-mi spuneți cât costă? Bă, dacă stau să mă gândesc, strângem eu cred că vreo 21, 22 de dolari 22 de dolari A, și niște cartofi, te rog Cu cartofii, cred că o să fie Vreo 28 de dolari 2000, din gură, băi Perfect 28 de dolari Ok Deci avem aici 25 Băi, nu avem nevoie, domnule de, de, atât de mulți bani Luați aici bani înapoi, că nu avem nevoie nu, nu mai aveți încă... Lasă la copil! Lasă la mine, hai, pleacă de acolo. Eu îi păstrez ce Ha, ha, doamnă, băi, hai, vină înapoi. Băi, răzvane, vino înapoi că mai venit un client. Nu-mi dă bani, băi, alo, alo, vino că mai venit un client, vino aici. lasă mi pace. Mă scuzați, bună seara, mă scuzați. Bună seara. Voi ați decorat de Halloween? Nu, ce să decorăm de Halloween? Ați luat o rază, spuneți ce vreți să comandați, vă rog. Tu ce vrei, butoși din gură. Ce e Halloween acum, acum adică? Păi da, e un cap de schelete afară. Ce? Păi asta Bă, răzvane, 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 vine aici, bă, vine aici! Bă, capul ăsta de schelete, fii atent, vine aici, vine aici, vine, aici, vine, aici, vine, aici, vine, aici, vine, aici, vine aici, bă, capul ăsta de schelete, mi-a zis domn polițist, înseamnă că, gen, criminalul o să facă o crimă aici, criminalul ăla uh, din oraș, o zis domn polițist că dacă vă vreodată un cap de schelete să sun, să sun la poliție, nu o să facă, mă, ba da, ba, da. ba da, trebuie să sunăm la poliție, dar prima dată stați să, să evacuăm pe ăștia. Prima dată, stai să evacuăm, vine aici, Răzvan, stai să evacuăm, bă, nu, 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 ce, nu, răzvane, fugi, 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 că vine, fugi, 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 băi, criminala, vină pe aici, vină, 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 oh my god, băi, și fete, fugi, mamă, trebuie să sunăm la poliție neapărat, trebuie să sunăm la poliție, vine criminala după noi, vină, vină, vino, fugi, doamne, bă, păi, Elena, era criminala tot timpul, men, mamă, răzvane, răzvane, fugi, o -o 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 Ok, ok, cred că am pierdut-o. Hai să sunăm la poliție. Vine aici să sunăm la poliție. Deci domn' polițist, după cum v-am spus, eu și Răzvan eram aici, bă și efectiv femeia Elena care a intrat, l-a luat la cuțite pe ăla, l-a omorât pe omul ăla și după a fugit după noi în pădure. E o femeie pe care o cheamă Elena, da. Da, pur și simplu. Orașul ăsta e plin de nebuni, nu mai fac nimica, nu vă mai supărați, dar într-adevăr e ciudat. Nu mai am nevoie de angajați. Păi asta înseamnă că noi nu mai primim niciun ban? sau se omoare ăștia. O să avem nevoie de filmare de pe camere. Da, păi haideți că vă, las, vă lăsăm noi. Ai lucrat doar o noapte. Da, Răzvane, hai să plecăm. Ok, haideți, domnul polițist, vă lăsăm cu manager. Păi și boarii toți din gură. Bine că n-am murit. Vine aici. Uh, hai, uh, o seară frumoasă. Tata a luat banii. Hai, gata. Ce este de dolar? din gură. Tași din gură. Mamă, băi, fete, ok. Uh, bun, scrieți la comentarii dacă, dacă credeți că a fost o idee bună să lucrăm aici. Bă, dar eu, eu nu că o să se întâmple chiar atât de rău, dar na, uitați-vă că, că s-a întâmplat. Astăzi eu și fiul meu Răzvan a făcut schimb de corpuri. Doctor Barba a făcut o greșeală majoră la un experiment, iar eu am ajuns să schimb corpurile cu fiul meu. Acesta și-a bătut joc de mine toată ziua și s-a comportat foarte urât. Rămâi până la final ca să afli dacă am revenit la normal sau nu. Băieți și fete, este weekend, este ora 7 dimineața și m-am gândit că măcar în weekend pot și eu să dorm până la ora 9, însă pur și simplu tot am primit apeluri, tot am primit mesaje și văd că am acum un mesaj nou. Magdalena, iubire, trezește -te. nu știu ce se întâmplă, fațul, e sâmbătă, am zis că astăzi ne relaxăm și noi nu știu ce, de la cine e mesajul? Oh, nu e de la doctor barbă. o Magdalena, cred că o să mă cheme la muncă. De fiecare dată când primesc un mesaj de la el în weekend, trebuie să mă cheme la muncă, fac pareu. Ia să-i să vedem. Mario știu că e sâmbăt nu, și ți-am zis că îți dau liber, dar am nevoie de tine. E de fapt ceva foarte tare pentru tine și fiul tău. Veniți la laborator să vă explic. Uh, Magdana, știu că nu ești de acord ca doctor Barbă să facă... Știu, 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 știu că nu ești de acord să facă experimente pe Răzvan, dar nu zice nimica de un experiment. Zice că e de fapt ceva foarte tare pentru mine și Răzvan. Nu zice nimica de un experiment. Îl cunoaștem pe Dr. Barba. Păi da, și l cunoaștem și știm că nu, nu ne-ar pune viața în pericol. Mamă, hai să închidem okay, ușa, să stai să mergem să vedem ce fac copiii. Mamă, cred okay, că și ei dor. V-am zis, băi, și fete, e weekend. Adică nimeni nu se așteaptă să se trezească la ora 7 dimineața astăzi. Trezirea, băi, alo, 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 trezirea, ce faci oarece ce aici? Hai, bună dimineața, pare rău că v-am trezit, știu că e weekend, știu, 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 știu. Însă fiți atenți, deci am primit un mesaj de la doctor Barba, care mi-a zis că are nevoie de mine și că nu merg la nicio școală ca să știți Calmează-te boi că nu te trimite la nicio școală Maxima școala de corecție Vai de capul tău Așa și mi au zis că și că să vin la laborator Pentru că are ceva foarte tare pentru mine și Răzvan Acum, bă, Răzvan, să nu te sperii nu e, Bă, nu știu dacă neapărat e vorba de un experiment sau nu A zis doar să vin cu tine, ai înțeles? Mergem acolo, ne uităm puțin și după vini și te culci nu vreau, dar am zis că nu e vorba de niciun experiment Poate ne scapă în sfârșit de el Băi, la nu mai zi așa Răzvan nu vine, Marius. Răzvane, hai, hai să-l... Băi, gata, gata. Hai să-l lăsăm pe el să decidă. Răzvan, vii? Nu. Ok, am înțeles. Uh, bun. Dacă-l conving pe... Hmm, stai să mă gândesc. dacă îl conving pe doctor Barbă să-ți dea o motivare pentru o zi la școală, vii? Că e doctor, poate să facă chestia asta. A? Trei bătiști de simțit. Una... Două și bate în palma, una Două Bine mă, două, ok, bine, bine, două Las o, o să vedem Răzvan nu mergi. Magdalena, lasă-l că Nu se știe, adică băi, și fete a zis că E ceva foarte tare, adică dacă e ceva era Ceva de un experiment, zicea Hai, Răzvane, te pedepsesc eu, ce zici? Nu-mi e frică de tine. Băi, alo, ai grijă cum vorbești cu mama ta, vine aici. Hai, gata, bun. Hai să... O, oricum, Magdalena, venim în câteva minute, că nu o să fie niciun experiment, după cum am zis, băi și fete. Adică, na. El îmi zicea ceva de un experiment, Răzvane, vino. Haide. Uh, Izabela, să nu mai faci glume proaste, nu o să rescăpăm de răzvan. Uh, oricum, dacă am șansa să mă scap de nu știu, poate vrea doctorul să-l transforme în cameleon sau ceva de genul, abia aștept să se întâmple chestia asta, nu mai dar în mine. Bun, hai, vină după mine. Hai să luăm și mașina în caz de orice cine știe. Poate ne dă ceva, v-ați gândit, fraților, poate. Poate ne dă. Mamă, stai, stai, puțin că nici măcar nu, nu găsesc mașina, uite, e aici. Vine aici, bărzoane. Poate ne dă ceva, cine știe. Poate ne face un cadou, poate. E mai de treabă, Răzvan ești pregătit Și vezi, fii atent, dacă cumva Nu, dacă cumva mai e cu cineva și chestii De ce nu să nu faci, să nu zici nicio prostie Lasă-mă pe mine să vorbesc, că pe bune Nu am chef de el, să nu fii atât de nesimțit Hai, hai că parchezi aici și Mergem înăuntru un în laborator Hai de răzvane, deci băi, cum am vorbit, da? Deci să nu faci nicio prostie, să nu zici nimica ai înțeles? Nu mă interesează, mă mai gândesc, băi! Ai grijă că poate, poate vii aici degeaba și zilul doctorul doctor să nu mai facă nicio motivare. Ha? Poate plec. Ia pleacă, mă, băi, hai, vin aici. Nu mai fă pe, interesant. Ia uite, bă, cum face pe interesant, omen. Face pe interesant, doamne, nu zice Dr. Barba să-l transformăm în șoarece sau ceva de genul, că <gă> i s-ar potrivi foarte bine, uitați-vă la el. <gă> Bun, uh, Dr. Barba, Băi, ia stai. ia vin aici, vină cu mine, bă, răzone. Ia vin aici. Chiar semen cu unul, <gă> ce amuzant. Unde-i Dr. Barba, bă, ce doamne, mă se întâmplă? Vino aici, băi, Bă, fraților, nu, nu spuneți că doctor Barbă mi-a tras țeapă. Ia uite-l aici pe mutantul ăsta. Doctor Barbă? A, ia uite-l aici. V -v -v Vine, aici, bă, răzvane. Vine aici. Ce doamne, iartă-mă. Uh, doctor Barbă? Bună ziua, am venit. Să vezi ce bine o să uh, ce se întâmplă? Cine-i băiatul ăla? Bună, salut, răzvan, mare salut. Vine aici, bă, răzvane. Nu mai stai acolo la distanță. Ce faceți? Uh, doctor Barbă, am înțeles că aveți nevoie de noi. Am cel mai tare experiment pentru voi, doar pentru voi. Doctor Orb, stați puțin, că noi, noi nu suntem de acord cu experimentele. Nu vrem să vedem cum e să avem mâini lungi, 400 de picioare. O să vă placă, credem. Ok, hai să vedem. Înțeles că nu vreau experiment. Stai puțin, bă, răzvane, să vedem ce are de zis. Ok, care i treaba cu băiatul ăsta? Lucian. Deci ăsta este un om inteligent. Nu prea pare. Fie vorba între noi, seamănă cu răzvan. Adică până vorba aia, uitați-vă el. <laughs> e foarte bun la matematică, știe tot toate chestiile astea. Ok. Ce faci, băi, băi, gata, gata. Așa. Și care e treaba cu el? Ce vrei să faceți mai exact? Deci ăsta e un băiat inteligent. Și ce încerc eu să fac e să văd dacă pot să transfer informațiile din creierul lui în creierul vostru. Adică să fim și noi inteligenți? Asta vrei să spui? Bă, eu n-am nevoie, eu n-am nevoie, dar avem aici un băiat care stă cam prost cu inteligența, deci puteți să, să luați pe el. Ce nu suntem, eu sunt. Da, și băi din gura. Și vreau să văd dacă vârsta poate să aibă o legătură cu asta. A, ah, da, aia vreți amândoi. De ok, stați puțin, dar Deci, uh, Marius, nu poți să zici, nu. ok, bă, nu, 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 dar da, stați puțin, cât o să dureze gen transferul ăsta? Câteva secunde, câteva minute, cum o să fie treaba? Credem o să fii mai inteligent. El clar o să fie mai inteligent puțin mai rău, să ai încredere. Bun, și stați puțin. Și dacă merge prost, ce se întâmplă? Deci, băi, și vede, doctorul vrea să transfere din creierul ăla, să ne transfere nouă. Nu merge, nu merge, știu tot. Hmm, eu chiar vreau că pot să mă duc la Izabela să mă lau la ea. Păi da, că acum nu pot să te lau, că s-o arătă mai inteligentă decât tine. <laughs> da, hai că, hai că nu. Haide, alege roșu sau alb. De ce? Mam, mamă, mamă, ne, ne, bagă și pe noi aici. Uh, razoane, hai, ce alegi tu? Alege tu, roșu, bun Închide-l pășoare cu asta aici Așa Băi, alo, alo, închide-l uh, Doctor Barba, acum că l-ați închis am o întrebare Nu putem să-l transformăm în șobolan mai bine Și facem experimentul ăsta Băi, alo, ce faci? Stai acolo da, putem, dar îl sperii, poate după <laughs> Bun, hai că vin și eu Bun, ok băi și deci va trebui să se transforme inteligența lor în creierele noastre Bun, începem experimentul, doctor Barba Doamne ajută, băi și fete, doamne ajută să fim liniște, că mă gândesc, ok, doamne ajută să fim mai inteligenți, nu știu, adică chiar o să, după o să ce, să fac calcule și chestii, de ce nu să vedem dacă a funcționat experimentul. leu, ce doamne iartă mă să a întâmplat, fraților, mamă ce mă doare, bă, băi asta e. Uh, băi, băi, bă, ce se întâmplat, bă, doctor Barba, o micuță problemă, ce, ce s-a întâmplat, băi, de ce eu sunt răzvan, de ce sunt mic? De ce e corpul meu acolo? B doctor Barbă? Ha, 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 tași din gură, șoarece, Taci din gură M Mamă, mamă, nu, doctor Barbă, ce doamne, nu s-a întâmplat? Ne-a schimbat corpurile? Cred că am greșit substanțele sau ceva Păi, refaceți situația Tu ești șobolan acum, șoarece mic Mamă, taci din gură, mamă, mamă, să vezi ce fac, Taci din gură uh, Da, uite-l pe Răzvan Băi, fraților, de ce sunt Răzvan? Păi știi, Marius, păi haideți, haideți înapoi. Pot să vă refac doar mai pe seară. Cum adică mai pe seară? Am o ședință cu niște doctori. Doctor Barbă, refaceți-ne acum, uite, hai că intrăm înapoi, hai, hai, toată lumea să refacă experimentul. Haide, să vezi ce ba joc eu de tine azi, o să vezi tu. Mamă, toși din gură. Mai pe seară, Marius, nu merge așa, trebuie să treacă timp. Adică eu trebuie să stau până seara să-l suport pe șarecul ăsta care acum se crede adult? Doamne iartă-mă Și auziți, uh, doctor Arba, am o întrebare uh, Lumea O să-și dea seama că eu sunt uh, Marius, nu? Adică nu o să mă trateze Ca pe un copil Micuțule, taci O, oh, dar cum să nu? Ha-ha-ha Cum adică ha-ha-ha? Adică toată lumea o să crede că sunt un copil? Nu, no, nu, no, no, no las că zic eu lui Magdalena și Magdalena o să mă creadă Mă răzgândesc că se putea întâmpla mai rău Dar n-a zis că sunt toate E tot în regulă, că toate substanțele Că n-are ce să se întâmple Se pare că nu te-ai făcut mai inteligent Nu m-am făcut mai prost, că am intrat în asta Lasă așa Lasă așa. Ba da, dar am găsit substanțele între ele. Doamne, iartă-mă, eu mă simt cel mai prostă din gora. Doctor Barbă, deci diseară, deci cum s-a întunecat pe cel, o să vadă. Lea, uite, ăsta n-a pățit nimic, uitați-vă el. doctor Barbă, deci când s-a întunecat pe cer, eu cu o să ne întoarcem și vă rog să ne refaceți la loc. Doamne, iartă-mă. Ha, bă, șoare, ce vin aici. Fii atent să nu cumva, deci este o... Uh, cum îi spune, este o situație foarte nașpa Eu conduc bătaș din gură Mergem acum acasă, îi spunem lui Izabela Lui Magdalena ce s-a întâmplat, da Adică, o să fie tot Băi, bă, eu conduc, alo, alo Alo, eu conduc, alo Alo, ce faci, alo, băi Băi, ce faci Doamne, iartă-mă, hai șoare ce urcă. Doamne, men, lăsați că zic eu lui Izabela și lui Magdalena să înțeleagă. Păi ce faci, mă, bă, de ce nu știi? Nu, da-te jos că nu știi să conduci, da-te jos. Da-te jos, doamne, iartă-mă, fraților. Răzvane, fii atent să nu faci pe interesantul. Mergem acum și le spunem adevărul la fete. Îi spunem adevărul mamei tale, am condus bine și orice, nu bătași din gură. Mă duc acum băiești fete și le zic tot adevărul. Taci copilaj, nu, no, nu, no, nu, no. ta din gură, ta din gură, stai că mă duc eu, ia, lasă-mă bacem. Uh, Magdalena, avem o problemă foarte, foarte mare. Bună, Marius, iubito. Copilaj, uh, deci uh, am o problemă foarte mare. S-a întâmplat ceva la uh, laboratorul doctor Barbă. Uh, Izabela, ascultă-mă, eu de fapt sunt Marius, eu de fapt sunt Marius, nu sunt Răzvan. Răzvan asta pe tatăl. Doamne, iartă-mă. Doctor Robin a chemat la un experiment, dar Răzvan a făcut o criză. Ce? Poftim? S-a dat cu capul pe acolo A spart niște sticle Nu s-a întâmplat asta Băi, eu sunt Marius A făcut urât rău de tot ce răzvan N-a făcut asta, eu sunt Marius Băi, efectiv, și cu ăsta își bate joc de noi Pentru că a făcut din greșeală schimb de corpuri A aruncat cu apă pe mine Nu s-a întâmplat asta, Magdalena Te rog, eu cred mă sunt eu, Marius Izabela, sunt tatăl tău, nu sunt răzvan. Aruncat cu apă pe mine pe doctor Barbu, mamă, ce mincinos, mamă, să vezi ce fac, să vezi ce fac. Și vreau să-l duc la școală. Ce să facem la școală? Ca sâmbătă, la voi la școală, Marius subire, ce faci cu răzvânia? Uite, se comportă așa. iar, mă La voi la școală, ce, 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 se întâmplă? O să fie bine. Băi, asta e. De, 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 ce să mergem la școală? E de corecție mai exact. Păi și ce să caut eu la școală? De, o să-i aplic o corecție. Uh, nu, 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 nu. Isabela, ascultă la mine. Eu sunt, eu sunt Marius. Asta nu e Marius, dar s-a întâmplat ceva. Ideea e, dar ai grijă. Nu mai bine ne pedepsim noi acasă. Păi ce să pedepsim? Băi, 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 bă, bă. ascultați-mă. Doctor Barbă, de fapt, voia să facă un lucru și să transfere niște informații dintr-o creier în altul și s-a întâmplat ceva. Nu mai țipa Răzvan, dar nu sunt Răzvan, sunt Marius, doamne, oh, iartă și s-a întâmplat ceva și din greșeală ne-a schimbat corpurile. A nebunit copilul ăsta, trebuie să punem piciorul în practaj, nu mai minți. Mamă, mama, să și fac ușoare cu asta. Hai că da, despre ce vorbești? Magdalena, fii atentă, s-a întâmplat, deci s-a întâmplat ceva. Acum eu sunt mare și el e răzvan și diseară o să revenim la corpurile noastre, dar nu știu, trebuie să le ghidem pe ăsta undeva că face toate prostile, nu putem să lăsăm sează cu mașina. Răzvanel ce ai pățit, ce cu tine? Izabela, Tot trebuie să mă crezi, tu trebuie să mă crezi, Pă bune. Uite, facem o chestie. D dacă nu mă credeți. A, Magdalena, întreabă-mă ceva, ceva ce ăsta... Să spunem așa, mai și uh, mai prostuțul Răzvan N-ar ști Vă aștept memoria Nu, nu, nu deci, deci vă, deci rog eu Întrebați-mă un calcul la matematică Că ăsta barna de matematică Să vedeți că eu sunt Întrebați-mă un calcul Spuneți-mă un calcul la matematică Să vedeți că eu sunt Ăsta asta minte Ce calcule? Șoarece 1 plus 1, 2 Că tu n ai mai fost la teste de frică? Păi întreabă mă acum, întreabă mă acum, să vezi că eu sunt și trebuie și pe el că nu știe. Ta nu știi nimic, vai de capul tău nimic, nu știi. Ai zis că doi, bravo. Păi dar pune-mi un calcul mai greu, vă rog, eu luați mă în serios, băi. El minte. 1 plus 2, 3. Doamne, mamă, mamă ce-i fac rușoare cu asta Bă, fii atent, vezi că diseară se schimbă locurile, băi Ai grijă, o să-l duc la directoare, taci șoare, mamă, să vezi ce fac, băi Să vezi ce-ți fac Du-te cu Răzvan și aveți grijă. Cum să? Băi, vă rog eu, ajutați-mă! Hai la școală, băi, șoarece. Mamă, mamă, lasă că o să vezi tu. Tati, du la școală pe Răzvan că se comportă ciudat. Am, iartă-mă, lasă că vede-l, că asta, asta rămâne doar până diseară. Bă, ai înțeles, bă? Lasă că o să vezi tu. Eu conduc, ai înțeles că abar n-ai să conduci. Hai, Lasă-mă, pleacă, pleacă, las. Nu, 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 eu mă dau jos, eu nu, eu nu intru cu... Doamne, iartă-mă. Uitați-vă la el, băi, eu nu intru cu tine în Pleacă-mă de aici, mă lași în bace. Șoarece urcă, nu mai zici șoarece. Nu mai zici șoarece. Magdalena, zomne ia-l pe răstaj din gura Zomne mamă, fraților, cum am ajuns eu în situația asta și doctorul nu care o ședință, abia seara poate. Zomne iartă-mă, ai grijă, aici, mergi pe partea ta de drum, mergi pe partea dreaptă, nu mai, nu mai merge zigzag, mergi pe partea dreaptă, că, doamne, iartă-mă, dăm într-o mașină, murim toți. Mergi pe partea dreaptă, ce faci? ce, nu, 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 aici, nu, aici, nu, 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 mamă, da, da, dar nu. Trebuie să zic că nici măcar nu știam de chestia asta la școală, ce se face sâmbăta școală. Ia stai, nu, no, nu, no, stop, 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 stop că pacu iartă, mă. Mergi mai în, am parcat, taci din gură, băi. Șoarece, taci din gură. Uh, bă, dar stai, că eu nici nu știam. Date jos, copiii nu conduc tași din gură. Păi da, stai, mamă, lasă răzvane că pentru chestia asta, stai să vezi de nou o să vii tu în fiecare sâmbătă la școală. Ce mic și ce mamă, ce mă enervează. Mamă, cât mă enervează, oameni, iartă mă, să vezi ce o să-i fac, băi, vede, să vezi, să vezi ce o să-i fac când o să revin la normal. Răzvane, ai grijă ce vorbești, deci te rog eu, nu mă fă de răz față de doamna directoare, pentru că ea nu o să creadă niciun caz că eu sunt eu și că tu ești tu și, deci, 100% o să mă faci de râs. Eu sunt Marius, tatăl tău, despre ce vorbești, bă, din gură, să nu mă faci dră, să nu zici prostii, că după o să schimbe părerea despre mine. Și eu chiar am încercat să fiu respectos cu doamna directoare. Răzvane, ce ai pățit, mamă, că îmi enervează, băi, și fete, doamne, îmi crește tensiunea, ok? Ok, hai să mergem. Hai să mergem înăuntru, o să încerc să... Băia, gata. Ia, mamă, 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 uita, uitați-vă la el, uitați-vă la el. Doamne, iar, mă Doamne, ce vreau. Răzvan, bună, doamna directoare Deci vă rog, este o situație mai uh, ma, ma, nu Doamna directoare, Răzvan, bună Așa, vreau să vă spun o poveste Ce, doamne, arătă-mă, mai zice și asta Nu Dar să nu vă întristați, vă rog Doamne, men Soția mea ce, ia, 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 ia să, -i să vedem ce Ce -i scoate creierul Lu, lo fraierul ăsta, Soția mea Magdalena a ajuns la spital poftim. De ce ai ajuns la spital? Nu s-a întâmplat asta! Minte! Dar știți de ce? Pentru că Răzvan se comportă... Ce mă? Deci Magdalena a ajuns la... Băi... Păi, păi chiar s-ar putea să ajungă la spital dacă mai, mai faci de-astea. Ce ai făcut, Răzvan? Doamna, deci... Nici măcar nu explic. N-am făcut nimic. E o poveste lungă. eu nu sunt eu. Eu sunt Marius. Din cauza comportamentului lui Răzvan Doamne iartă-mă Doamne iartă-mă S-a rugat de el să-și facă tema la mate ce te Iar el a aruncat caietul pe geam Bă, și fete, nu s-a întâmplat asta ce e asta? A făcut doar chestii urâte Nu s-a întâmplat nimica Nu se mai poate, trebuie să-l disciplinăm Doamne iartă-mă, scădeți-mi nota la portare măcar Că nu De ce nu, a? Asta zic, nu. Trebuie disciplină. Nu, Răzvanel, de ce nu? Hai de la oră, poftim? Ora de disciplină, poftim? Bătaie, poate, toci din gură! Marius, vrei să fii profesor cu mine? Nu, 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 de ce l-ați întrebat asta? Nu, care treabă? Nu, Doamne, iartă-mă! Doamne, bă, fă-ți -mă, mă, să vezi ce să-i fac eu ușoare cu asta. Mamă, lasă că vede bă! Pedepsit? Nici nu știu să zic cât de mult o să fie pedepsit. Doamne, iartă-mă, am timp, haide în bancă! Uh, păi da, și ce... Despre ce discutăm aici? Că nu prea, nu prea înțelegă. Ce s-a întâmplat? Șoarece, ia un loc, stai jos. Ok. Spuneți. Astăzi, la ora de disciplină, prima, prima întrebare. Bă, ce prima întrebare? Trebuie să începe cu un test. Bravo, Marius. Prima întrebare. Ce, ce? U, uite. Câte imperii au fost? Ce întrebare asta? Câte imperii au fost? Unde? Când? În ce an? Zi mă șoarece! Ce să zic? Ce întrebare asta? Trebuie să-mi dai mai multe detalii! Doi stai jos! Oamne! Oamne, iartă-mă! Uite, Marius, în caz că nu știe... În caz că nu știe ce? Ți-am dat un băț! Nu! Nu, 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 nu! Nu, 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 nu! Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, oh, nu, sigur va merge așa, Răzvanel. Nu, uh, no, 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 următoarea întrebare. Ok, ok. Matematică, perfect, domeniul meu. Bun, hai să vedem. Uh. Răzvanel, perfect, mamă, 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 nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Puneți-mă întrebare de matematică. Ceva greu, doamna directoare. Radical din 64 înmățit cu 8 împărțit la 8 plus 2. Uh, că 8 ori 8 împărțit la 8. 10! 10! 10! 10. 10. Bravo! Huu! Jos! Huu! Huu! Știi matematica, Răzvanel? Păi normal. Ha -ha. Ia zi, băi! Aha! Aha! Băi! Alo! 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 Au! Au! Te-ai pus pe învățat? Da, totul e, o poveste falsă. Fără comentarii clar, nu s-a întâmplat asta. Altă întrebare. Doamne, iartă-mă. Ok. Ciocul mic și doar răspunzi. Ma... Taci din gură. Mamă, să vezi ce să fac, să vezi ce să fac. Șoare ce stai acolo. Mamă, 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 să vezi ce să fac la ăsta. Uai, 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 Nu, au, nu mai da. Nu mai da. Radical din 100 plus 12, 22, tot... 11, 11, 11. <laughs> A, de ce dai, au? De ce dai? Răspuns prea repede, așa și? Dacă sunt inteligenți, spre deosebire, copiez? Cum să copiez? Cum adică copiez? Asta înseamnă copiezi banul, te i pus pe învățat. Trecem la niște geografie. Uh, da, nu nicio treabă. Da, eu întreb. Bă, cine întreb tu? Nu, 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 doamna. Întrebați dumneavoastră, că asta nu știe să pună întrebări. Care sunt vecinii Italiei? Ma. Spania, Franța și... Au, au! Vai de capul tău. Păi ia zi, mă, tu, cine sunt vecinii Italiei? Ha? Ia zi. Au! Ia spunem mi toți vecinii României A, ah, deci avem așa Serbia, Ungaria, Bulgaria, Moldova, Ucraina Hu, huh, huh, huh. Stai acolo, parcat, băi Chiți, chiți Șobo... Au Șobolane Nu-i spune profesorul răzvane Te-ai pus prin văța Păi da, eu minciune v-am spus Stai parcat Doamna directoare, ia băteți Băi, alo, 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 alo do do Doamna directoare, vă rog eu Calmați-l pe... Ăsta uh, Dai, pleacă de acolo, nu mai sta în spatele meu, lasă-mă în pace. Vorbește cu el frumos, e profesorul tău. Soamne, tot eu, tot eu am făcut ceva greșit, tot eu. Soamne, iartă-mă. Soamne. Hai, gata, ce gata, acum urmează un test. Nu, doamna directoare, mai dați-mi o întrebare din istorie și după dăm test. La test, iară, o să fie super easy. Bă, tu alegi, și din gură, pleacă de aici. Au, lasă-mă în pace. Numește patru domitor români. Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu. Copiază cum adică copiez? Băi, vă dați seama, băi, și fete, Răzvan are creierul atât de mic, bă. nu-și imaginează ca cineva să știe asta. Izabela Antufișuri. Copiază, nu copiez. Ia uite-te să vezi dacă copiază. Cum să copiez? Da, copiază. Tu știi în gură că nu copiez. Ce e asta? Ia uite-te să vezi dacă copiază. Nu se poate. Prea le știe. Prea învățat. Pentru că, doamna directare, eu sunt Marius, eu nu sunt Răzvan. Te pregăti pentru testul ăsta? Eu sunt Marius, nu sunt Răzvan. Păsta dacă le treci cea a nu știu ce aminte. Cum să fii, Marius? Eu sunt. Cred că ai luat o razna. N-am niciun telefon la mine. N-am niciun telefon. Și așa a nebunit, v-am zis. Doamne, iartă-mă, mamă, să vezi ce o să-i fac lui asta. Doamna directoare a nebunit cu plutoși din gură. Din... Au! Nu mai da, nu mai da, gata, au! Au, gata! verifică l Marius, de obicei nu ia note mari, pentru că eu sunt Marius acum, nu vedeți că asta nu știe nimica? Nu știe absolut nimica. Are ceva scuns, dar nu găsește ce, pentru că n-am nimic ascuns. Hai, gata, mă, puștule. Trecem la test. Ok, trecem la test. N-am nicio... N-am nicio asta. Trecem la test. O să fie test obor. Haide, pune-i o întrebare bună. Păi dați-mi o carte să scriu. Da -ă, dați-mi o carte. Testul, vă rog, ok. Așa. Spuneți-mi întrebarea. Ce întrebare trebuie să, trebuie să zic? puneți mi o întrebare. Ok. Eu zic. Dar să știi și tu răspunsul, băi, kit kit. Au, lasă-mă în Așa. Ce faci, domnul director? Așa. Deci. Maria are 10 cărți. Așa. Idei Ioanei 3. Așa. Îi, mai dai 5 Mariei, altă Maria. Așa. Și unul anei, ok. Câte câți mai are Maria? Una. Nici nu trebuie să fac. Una. Simplu. Marius, ia. Yeah. Prea le știe. Păi merge mintea, băi. O carte. l ud, auzi. Nici n-a putut să se gândească la alt nume. că altă Maria. E vai de capul dar copiază. Copiază 100%, dăm bățul. Poftim, uh, doamna directoare. Uh, cum adică, stați spui cum adică dăm bățul? adică... Uh. Uh. puneți-mi o întrebare. Copiez nu? Nu. Zici, zice, nu, 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 au, au, nu. Dar eu nu sunt Răzvanel. Eu sunt Marius. Da, s-a făcut schimb de corpuri. Zici, zice Răzvanel, -nu, nu copiez. Ha, 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 mama, mama, fi ce falul ăla. De când ești așa de bun la școală? Păi, dar eu nu, eu sunt, au, eu sunt Marius. Eu sunt Marius, a, a luat ora asta, s-a făcut schimb de corpuri, vă spun sincer. Eu sunt Marius. Mulți corpii ar vrea să fie ca tine la fel de buni. Vezi, băi, ia uite, băi, ce vezi laude, băi, vai de capul tău, că nu o să ai tu laude de astea, a? Ia zi. Știi, știi, ce, Marius, ce? Băi, șoricel, tăiași din gură. Două întrebări mai punei, să mă conving. Simplu, simplu, hai. Pune două întrebări. E simplu, băi și fete. Bă, efectiv, pe ăsta nu-l duce capă să pună întrebări mai, mai așa. Ma, stai că pune, pune directoria, Hai, puneți în două întrebări. Hai să vedem. Nu ești tatăl meu, băi, eu sunt tatăl, tot totuși din gură. Au, stai. Asta mă pace. Dar vă rog să puneți niște întrebări. Tu răzvanete pe cel la matematică, niște întrebări corecte. Niște întrebări corecte. Dar dacă îți dau cu puteri, oare mai știi? Normal, normal. Niciodată nu o să mai știe. Bă, tu crezi că eu sunt tu? Tu crezi că eu sunt tu? Lăcusta asta, eu zi, lăcusta asta, mică oamne. Ia să vedem răzvănel. Răspundem rapid, ok, nici măcar nu mai am nevoie de test, gata. Spuneți-mi. 5 la puterea 2, 25. 25. 7 la puterea, 49. 49. 144. 186. 16 la puterea 2. Vai, pe e complicat. pe la puterea 2, 256. Copiază, ce copiază? Nu-ți mai merge copiuța ta -și din gură. Mamă, sunt impresionată. bai. aia zic. spuneți și și ăsta. Nu copiază, nu are cum să zic așa de rapid. Ce facem cu ele? Lăsăm în pace ce să facem. Poate, poate îmi nota la portare, totuși. Poate îmi scădeți nota la portare. Zic să punem stop, prea știe tot. Dați-i în bățul. Băi, băi, ce faci, mă? Băi, ce faci? Ce faci? Au! Au! Lasă-mă pace. Nu mai da în el că știe tot. Pe aia zic. Hai, gata cu școala. Ha. de Mulțumim, doamna directoră. Poate îmi scădeți nota la portare, totuși că am fost cam nesimțit. Și poate zilele viitoare, nu știu. vină cu mine și nu mai da. Au. Doamne, dar mă ia, băi, băi, și fete, băi l-am distrus, și nebun. Ce zici, băi, inteligentule, a? Hai, prinde-mă dacă poți <laughs> Pleacă de aici Șoarece Aha, hai, lasă-mă, lasă-mă Nu, 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 mă prinde, mă prinde, mă prinde Nu, ca aici nu mă prinde, că fac stânga Uuu, uh! nu mă prinde, nu mă prinde Nu mă prinde, nu mă prinde, nu mă prinde Prinde-mă, prinde șoarece, prinde-mă, prinde-mă, prinde-mă Prinde-mă, ia vezi, ia vezi, vezi, oh! Hai Unde mergem acum? Înapoi acasă, hai, lasă-mă, că deja te-ai distrat prea mult Hai înapoi acasă Acum știu unde vom merge, acasă. Te duc în parc, șoareci ce doamne, iartă mamă, băi, și vede, mamă, deci băiatul ăsta, cât o să regrete el să te joce în nisip, să mă joc în nisip, mamă, ce o să-i fac, mamă, ce o să-i fac, o să vedeți voi. Deci, îi tai toate cablurile de la tot ce se poate, Rutar, calculator, mamă, uite-te cu conduce, doamne, ajută Iisuse Hristoase să ajungem în viață în parc. Doamne, iartă-mă. <gasps> Opa, băi, și fete, fiți atenti că, da, degeaba, mă gândeam că până când ajungem în parc o să o luăm pe la secția de poliție, dar dacă e ziua lui domnul iar nu mă crede, nu mă crede nimeni. Doamne, iartă-mă. Ce faci, mă? Băi. Băi, băi, alo, alo. Ai grijă, alo. Gata, am ajuns în parc. Doamne, aici e parcul, băi. Doamne, ai grijă, ai grijă! ce e asta? Ce doamne ar mai făcut? Ia uite, un copil. Chris, uh, salut, ajută-mă! Omul ăsta m-a răpit! Ajută-mă! Ajută-mă, hei! Deci eu, de fapt, sunt tatăl lui și s-a făcut schimb de corpuri, te rog, ajută-mă! Fușcă pute, fușcă pute copilul ăsta! Butu, cum cumva ai zis că put? Pleacă fato. Băi, alo, au! Om, ce? Ești un ciudat. Păi chiar, chiar e. El. Lăsați-mă în pace. Fugi, fetițo. Ești un ciudat, băi. Tu n-ai văzut? Pleacă de aici. Doamne, iartă mă Pleacă, pleacă. Prinde-mă dacă poți. Prinde-mă dacă poți. Prinde-mă dacă poți. Prinde, -mă dacă poți. Prinde -mă... Bravo, băi. Bravo, băi, șoferule. Ai spart asta. Ai, ai blocat mașina. Bravo. Hai că te ajut eu să... O scoți de aici. Vai de capul tău, doamne, iartă-mă. o mă să o scoți, șoferule. Uite unde e șoferul, frațe. uite uite unde a lăsat mașina. Doamne, iartă-mă. Nu merge. Păi oare de ce nu merge? Oare din vina cui nu merge? Doamne, iartă-mă. Din cauza ta. Doamne, asta e să spargem așa. Ia, încearcă acum. Aha, aha. Pune gardul la loc. Oameni, iartă-mă, uitați-vă, numai... Bă, dacă n-aș fi eu, ai fi vai de capul tău. Pașoare, ce nu pun nimic, băi, alo. Nu, până nu te urci, nu, 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 până nu pui, nu mă urc în mașină. Nu așa, nu așa, aici trebuie să le pui. Așa se pune. Doamne, iartă-mă, frate, că așa vreau eu. Doamne, iartă-mă. Eu sunt adultul Acum băieți și fete Nici măcar nu o să mai pese Mă duc direct și mă închid în camera mea Până de seara Și să vedeți de seara După ce revenim la normal Ce o să-i fac eu la copilul ăsta Camera cui? Camera ta Mă ascundi într-o cameră la Lasă că vezi Lasă că vezi Că nu mă mai găsești Oameni, uite mă cât de enervam. Poate să fie copilul ăsta Nu pe acolo Nu pe acolo Băieți și fete În sfârșit s-a făcut noaptea Aha, lască o să vedem noi ce o să fie și are după. Am primit un mesaj de la doctor Barbă. Ce mesaj? A zis că face peste o săptămână schimbarea. Minți, ar ar arată mesajul. Așa a zis, arată mesajul. Pleacă mă, Dizia! Nu! Nu, 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 nu! Hai, prinde mă, nu băi și fete, nu facem! Nu facem peste o săptămână. 100% doctor Barbă e la laborator și a zis să facă schimbarea și el minte. prinde mă. prinde mă, fraiere. Aha, aha, aha. Lasă că vedem, da, 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 hai Prinde-mă dacă poți, prinde-mă dacă poți Doctor Barba, Doctor Barba, Doctor Barba, ajutor, ajutor Doctor Barbă, alo, alo A zis dumneavoastră să facem schimbarea peste o săptămână sau în seara asta? A? Da, facem acum, nu peste o săptămână. Aha, lasă mama mamă, să, să vedeți ce o să-i fac lușoare, cu asta, mamă, să vedeți ce o să-i fac. Alo, vină la băi! Dr. Do Ormă, scoateți armele pe ăla! Vină aici! Uh, fii atent, vezi că-l pun pe Dr. Ormă să scoată armele, ai grijă. Vină aici, nu mai fă pe interesant-o. Sper că Lucian încă trăiește. Mam. Mamă, mamă, ăsta-i... Lucian, ești ok, băi? ești i să vedem dacă... E. Aha, uite-l aici, așa. Doctor, haideți! e uh, sfârșit! E sfârșit! Mama să vezi ce simt falul are că Mamă, să vezi ce o să... Ce mamă, mamă! E bun o, o să-ți spun... Aha... Uh -huh. Pentru ultima data astăzi, ce o să-mi zici? Șoarece, mamă, lasă, să vezi ce o să-ți fac! Pare că se distreaza vreți și inteligență? Nu! Nu, no, nu, no, nu! No, no. Vă rog eu, terminați cu astea! Vă rog eu, faci ține la loc, mamă, să vezi ce o să-i falul asta, să vedeți, băi, ce o să-l să pedepsesc! Haideți, vă rog, doctor Barbă, puneți-ne aici. Uite pe Lucian ce cuminte e. Doamne, iartă-mă. Haideți, doctor, barbă, că n -ave toată ziua, vă rog eu! Doamne, mamă, să vezi ce o să-i fac, să vezi ce o să-i fac lofrero asta. ăsta. Haideți să înceapă experimentul, vă rog. Începeți experimentul, începem experimentul. Hu, mamă, mama să vezi ce o să-i fac. Aoleu, iar mă doare capul, dar sunt înapoi. Doctor, Barba, mulțumesc. Mamă, șoare, ce ce-ți fac? Ce s-a întâmplat? Cum adică ce s-a întâmplat? Mamă, ce-i fac? Ce-i asta? Uh, Stai puțin, doctor barba. el nu-și mai aduce aminte? a, el, el a funcționat? Da, 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 da. Ești Marius? Da, 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 da. Nu, 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 suntem înapoi, suntem înapoi. Ia stați, el nu-și mai aduce aminte? Cine sunteți voi? Cum vă cheamă? Bă, tu faci mișto, mamă, să vezi ce-ți fac și ce. Ar trebui să-și aduc aminte, 100%. Cum vă cheamă? De ce dați în mine, domnule? Mamă, bă, bă, voi vedeți ce face? Se preface că nu... Că, că nu-și aduce aminte. Păi atunci, dacă nu-și aduce aminte, doctor Barbo, hai să, hai să facem un nou experiment pe păi, el. Ia, vine aici înapoi, vine aici înapoi. Vă rog, du, duceți-mă acasă la părinții mei. Fiți atenți, să-l transformați în șobolan. Aha, Mamă, mamă, să vedeți și fac. Scrieți la comentarii, băieți și vedeți dacă ar trebui să-l pedepsim pe răzban pentru chestiile pe care le-a făcut astăzi. Mamă, ce ne simțite, mamă, să vedeți ce o să-i fac. Șoarece, vin... mamă, vine aici, mamă, să vedeți ce să fac. Vine aici, șoarece, vino. Chiți, chiți, vine aici. Profesorul Streg din Minecraft se comportă foarte urât cu copiii mei. M-am certat cu el și am spus că nu așa se face educație, iar el m-a amenințat și mi-a spus să tac din gură. i până la final ca să afli ce s-a întâmplat cu noi. Uh, abia ce m-am trezit, băieți și fete, și nu știu de ce, însă am o poftă de lapte. Vreau să beau și eu niște lapte și văd că în frigider sunt doar mere. Înseamnă că trebuie să fie pe aici. Nu, nici aici nu e. Nici aici. Nici aici. Magdalena, scumpă, unde-i laptele? Băi, asta e. Nici aici. Bă, frate, unde a dispărut laptele? N-avem lapte deloc în casa asta? Magdalena, scumpă, unde i laptele? Bă, ăsta stai. Bă, frate, ok, că eu m-am trezit prea brusc și nu mi-am dat seama că Magdalena nu e acasă. Doamne, iartă-mă, e trecut de ora 9 dimineața, băieți și fete. Astăzi am liber de la muncă și am zis să dorm și eu mai mult. Am și vorbit cu copiii și s-au dus singur la școală, nu am mai dus eu cu mașina. Însă când m-am trezit, mă așteptam ca Magdalena să nu fie cu mine în pat, dar văd că nu e nici acasă, men. Păi și, păi și stați două secunde, bro. Unde e... Unde e Magdalena? Că nu mi-a... Nu mi-a spus absolut nimic. Hopa! și cu ce ăsta? Oh! Oh! Este o scrisoare de la Magdalena și eu mai am ceva în inventar. Asta Un mesaj nou. Mamă, băi! Stați puțin, băi, și vede să mă trezesc că pe bune, sunt aerian. Adică chiar sunt aerian rău de tot. Stai să vedem. Magdalena spune, Marius, dacă citești asta, înseamnă că până acum nu am ajuns acasă. Da unde s-a dus? Când m-am trezit, m-am uitat în frigider și am observat că e aproape gol. Bă, chiar e gol. Adică sunt doar mere în frigider, nu? Mamă, nu mai avem mâncare absolut deloc și o să vină copiii de la școală și... Na, o să trebuiască să mănânce. Mamă, men, ok. Uh, și că nu mai avem nimic de mâncare. Așa că am luat niște bani și m-am dus la supermarket. O să vin în aproximativ o oră. Dacă ai nevoie de mine, sună, mă. Mamă, fraților, bă, cred că Magdalena o să ia lapte de la supermarket, adică nu cred că trebuie să o sun eu și să-i spun să ia lapte, 100% să o să facă chestia asta, dar stați că am un mesaj nou și de la cine e. Oh, e de la directoare, s-a întâmplat ceva? Domnule Iancu, să știți că am luat o decizie împreună cu Consiliul Profesorilor și am decis ca Răzvan și Izabela să fie exmatriculați? Poftim? Băi, asta, băi, eu încă dorm, bă, deci m-am trezit așa cu fața la cearcea, parcă sunt aerian, nu, nu știu de capul meu. Și doamna directori spune că o să-mi exmatriculeze copiii de la școală? De mâine nu vor mai avea ce să caute la această școală. Poftim? Pentru că nu avem nicio speranță în ceea ce privește educația lor și fac doar prostii. Aha, adică nu i-am educat bine. Bă, bă, dar stai, ce au făcut, men? Izabela și Răzvan până acum, din câte știu, băi și fete, da, au fost niște incidente la școală, dar toate au fost incidente de genul, bă, s-au bătut cu alți colegi care și ea s-au bătut cu ei, adică, na, a fost așa o ceartă de copii, ce s-a întâmplat? După incidentul de astăzi în care copiii dumneavoastră au spart un geam, mam. De la sala lor de clasă, deoarece se băteau cu ghiozdane și caiete cu niște colegi, am decis că nu se mai poate. Vă rugăm când puteți să veniți ori dumneavoastră, ori soția dumneavoastră să-i ridicați, mamă zici că sunt colete, să-i ridicați, și să-mi semnați niște acte ca să oficializăm exmatricularea. Mulțumesc și vă aștept. Bă, și fete, stați puțin, mă, haide, mă, bă, pe bune. Adică, înțeleg că, na, au spart un geam în timp ce se jucau cu alți, uh, cu alți colegi. Se jucau, probabil se certau cu alți colegi. Bă, da, frate, dar se exmatriculezi. Adică, eu cred că e prea de tot, dacă stați să mă întrebați pe mine, băi, fete, stați două secunde așa. Eu cred că e prea de tot, men. Oamne, hai să mă duc acolo rapid să văd ce s-a întâmplat. Poate nici măcar nu e vina lor, men. Doamne, iartă, mă stai să iau mașina și să mă duc până la școală, bro. Mamă, deci m-am trezit cu atât de multe vești. Efectiv, nu funcționează creierul. Deci nu funcționează creierul. Copiii mei sunt exmatriculați. Pe ce motiv, frate, sunt exmatriculați? Ca au spart un geam, plătesc eu geamul aia, Adică, nu știu exact pe ce criterii sunt astea de exmatriculare, adică ce ar trebui să faci și tu ca și copil ca să fii exmatriculat, dacă știți voi băi și fete scrieți în comentarii. Bă, dar cred că dacă spargi geamul, mai ales din greșeală, adică bănuiesc că nu a fost intenționat sau nu știu dacă au vreo dovadă să arate că a fost intenționat, asta ar însemna că, nu știu, plătește... Plătește părintele dacă rup ceva la școală, nu? Și, și se scade nota la portare, nu? Nu, ok, dacă ar făcut-o din greșeală, dar nu prea știu cum poți să spargi un geam din greșeală, adică... Hmm. Numai dacă te-ai fi jucat fotbal în clasă și asta iară, dacă te jucai fotbal în clasă, cred că, hmm, cred că Consiliul Profesorilor, care se pare că o decis ca Izabela și Razvan să fie exmatriculați, cred că ei nu o să te, nu o să te ierte. În fine, hai să parcăm mașina aici. Dar sunt curios mie ce s-a întâmplat asta, să, să vorbesc prima dată cu Răzvan și Izabela, men. De ce să fie exmatriculați de la, o chestie de asta, nu zic că este o chestie minoră, că ei nici măcar nu sunt la prima, prima tragedie de genul. Dar să vedem care-i treaba, uite că îi văd acolo. Doamne, iartă-mă! Deci, pe bune că sunt foarte nervos. Răzvan, Izabela, ce faceți aici? m-a sunat, de fapt mi-a dat mesaj doamna directoare că sunteți exmatriculați. Ce doamne, iartă m-ați făcut men, să fiți exmatriculați. N-am făcut nimic. Hai, Izabela, te rog eu, termină cu prostiile astea. Stați că vă citesc mesajul. De deci spune chiar așa. După incidentul de astăzi în care copiii dumneavoastră au spart un geam de la sala lor de clasă, deoarece se bădeau cu ghiozdanul și cu niște caiete cu niște colegi. Haideți, mă. Nu e tata chiar așa. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Ne-au pus piedică. Așa, și ne-am luat la ceartă Și pentru asta trebuia să spargeți geamul? Chiar n-am făcut nimic? A spart geamul! Cum adică n-ați făcut nimic? Păi nu a fost cu intenție Unul din ei m-a tras de păr și m-a dorit rău Ei au început o, Ok, păi și ăștia unde sunt? Unde sunt... Uh... Unde sunt ceilalți? Au plecat sau unde sunt? Doamne, bă, de numai noi Unde-i toată lumea, bro? Nu știu, au plecat cu părinții lor Pă, bă, da, voi realizați, deci nu, nu, știu, păreți foarte calmi, după părerea mea, sunteți foarte calmi. Sunteți exmatriculați, mi-o zis doamna directoare, că s-a luat o decizie cu, cu Consiliul Profesorilor și că o să fiți exmatriculați. Eu sunt supărată că nu am făcut nimic. S-au luat de Izabela, ok, bun. Stați aici, stați aici, că o să mă duc eu să, să discut cu ei. Pe ea ar fi trebuit să exmatriculeze, stați aici, da? Uh... bună ziua, doamna directoare! Bună ziua! Auziți? ce s-a întâmplat mai Stați puțin, vă rog eu, haideți să nu luăm așa decizii pe nervi, decizii la emoții. Stați puțin, am înțeles că vreți să-i exmatriculați pe copiii să te exmatriculați. Doamna directoare, așteptați puțin. Am înțeles că vreți să-i exmatriculați pe Răzvan și pe Isabela? Nu că vreau. Haideți, mă, doamna directoare, vă rog eu. Asta se întâmplă. Doamna directoare, deci din câte am înțeles de la ei, s-a decis deja. Vă rog eu, lăsați-mă puțin să vorbesc. Din câte am auzit de la ei, a fost așa o ceartă între copii, adică se mai întâmplă, vă dați seama. Ceartă mică? N-am spus ceartă mică, n-am spus ceartă mică. Este într-adevăr o situație în care s-a spart un geam, îl plătim, îl plătim. Eu și Magdalena o să plătim geamul. Nu, gata, haideți, vă rog. Haideți, vă rog, doamna directoare, nu faceți așa. Păi apropo, văd că aici la școală sunt doar Răzvan, Izabela și dumneavoastră. Unde sunt restul? Este o decizie importantă pentru școala noastră. Da, mă, de parcă Răzvan și Izabela nu știu ce făceau la imaginea școlii. Unde sunt restul? Da, pentru că ceilalți părinți și-au luat copiii răniți de către copiii tăi. Ai, deci, deci vreți să-mi spuneți că Răzvan și Izabela sunt capul răutăților? Toți erau răniți. Răniți? Cum adică, doamna directoare, răniți s-au bătut cu caiete și cu ghiozdane? Cât de rănit poți să fi. Că amândoi, gen, amândoi s-au bătut cu ceilalți, dar și ei s-au bătut cu ei. Copiii tăi sunt periculoși pentru această școală. Haideți, mă, doamna directoare. S-au întâmplat atât de multe lucruri în BC, s-au întâmplat atât de multe lucruri în orașul ăsta. Chiar nu, nu se poate face ceva? N nu credeți că luați o decizie așa la, la nervi, absolut nimic? Vă rog eu, bani, orice. Orice, vă rog. Ce nu ai înțeles? Doamne, iartă-mă și... Ok, păi atunci să vă plătiți voi geamul. Știți ce zic? Oricum nu nu, nu mai dau niciun ban, de, cum adică, păi cum adică frăților, eu plătesc geamul și treaba mea cu școala asta. Copiii tăi nu mai au ce căuta aici. Doamne, haideți, doamna sigur nu vreți să vin și mâine, că poate nu mai sunteți atât de nervoasă. Acum am dau seama că sunteți nervoasă. Păi eu spar geamul, nu. Ok, niciodată nu, nu vreau să vă mai văd. Doamne, iartă-mă. O să vă mai contactez, doamna directoare, vă rog eu să, să fiți ieși din biroul meu. Aoleu, oh, leu. oh, leu. Izabela Răzvan, veniți aici. Deci voi cred că nu realizați cât de gravă e situația în care vă aflați. Sunteți exmatriculați oficial. Oficial sunteți exmatriculați. Îmi pare rău, tata, dar început. Nu, nu mai contează, nu mai contează, nu mai contează. Nu contează că e vina voastră sau nu, sunteți exmatriculați. Bă, voi realizați ce înseamnă chestia asta? Noi locuim în BC, unde este o singură școală. Acum voi ce faceți? Unde mergeți la școală, fraților? Unde îi trimit pe Răzvan și pe Izabela la școală? Trebuie să ne mutăm la altă școală. Cum să vă mutați la altă școală dacă e singura școală din oraș? Găsim noi o soluție. Da, hai, veniți cu mine. Doamne, iartă-mă. Și pe bune, frate, când o să afle Magdalena, băieți și fete, când o să audă mama voastră, veniți aici. Acum, nu, doamne, voi realizați și dacă cea mai apropiată școală de noi e la 20 de kilometri. Ce faceți? În fiecare zi faceți naveta până acolo când voi aveți școală la 5 minute de casa voastră? Ne pare rău, doamne, iartă-mă. Păi, frate, ce ne facem? E, școala, merge Izabela. Băi, alo, 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 ai grijă cu glumele astea, băi, tu, șoarece. Ai grijă. Izabela scumpă și e doar din vina lor, nu știu. Hai, hai să mergem la mașină. Deci, deci nu știu, băi, și fete, dacă într-adevăr... Izabela și Răzvan spun adevărul și că ei nu sunt 100% vinovați, deci nu știu, nu, nu, mi se pare corect, frate, să fie copiii mei exmatriculați, mai ales că nu avem posibilitatea să-i trimitem la altă școală. Ce facem, men? Adică, nici n-am văzut. Da, mamă, mamă, trebuie să mă interesez dacă există autobuze stânga drept, așa, să-i duc eu cu mașina. E imposibil. E imposibil să-i duc eu cu mașina pentru că eu trebuie să mă duc în fiecare zi la muncă și iar Magdalena are... Doamne, iartă-mă! Dar spuneți-mi exact ce s-a întâmplat. Sigur nu e vina voastră. Adică am înțeles că v-a citat, dar gen, cine a început? Tata, de ce ați ce a zis? N-a zis nimic, a zis că au fost răniți de către voi. Ei au început, ne-au pus piedică. Ei au început și au scăpat. Au zis că... Cum mi spune? Și că au fost răniți de către voi și că sunteți periculoși și că să plecăm de aici. Și să nu ne mai vadă niciodată în viața... în viața lor. Oameni, mie, nu înțeleg. Bă, da, școala asta, bă, da, nu, nu mi se pare corect ce s-a întâmplat. Sunt ca niște copii mici, nu le-am făcut nimic, a. Ce dacă nici ceva apucat să mă iau de aici? Doamne, iartă Bă! Bă, stați puțin! Ia stați așa! Ia, Ia ieșiți puțin din mașină să discutăm ceva, bă! Bă, da, când v-am înscris eu la școală pe voi, nu o spus doamna directoare că, gen, e o cameră de detenție? La voi? Nu e gen... Nu, tata, nu. Ce detenție? E o cameră de detenție unde trebuie să meargă copiii regen. Adică, eu știu că nu este așa ceva la noi în școală. Ba da, cred că există și e chiar vis-a-vis -vis de... de directorul... Nu, tata, nu vrem. Bă, stați sta, sta, sta puțin. Nu există. Ba da, cred că există. Bă, băi și fete, așa ar fi corect, men, nu? Cred că e și legal, așa e corect. Dacă un copil este neastămpărat, prima dată îi scazi nota la portare, după îl trimiți la detenție și după îl Crede-ne pe cuvânt. Băi, eu cred că e, bă, bă, și fete, cred că am și văzut-o. Există o cameră de detenție la voi în școală. Tata, nu la detenție, te rogăm. Bă, tata, de, de ce ești așa de panica, Ce s-a întâmplat? Mai bine să te exmatriculați decât să mergem la detenție. Bă, voi știți ceva ce nu știu eu despre, despre detenție? De ce sunteți așa de panicați să mergeți la detenție? Bă, tata, e foarte rău la, la detenție, dar de unde știți? Bă, men, n-avem cum să uh, lăsăm chestia asta să se întâmple, să fiți voi exmatriculați și după să vă trimitem la altă școală. N-are cum. Dar care-i treaba cu detenția asta, că nu înțeleg? E un profesor strict și rău, sperie toți copiii. Am auzit multe povești nasoale. Haideți, mă, băi. Și cunoașteți vreun. Uh, vreun copil care a, a, care a ieșit de la detenție. E bine sănătos, nu i s-a întâmplat nimic. Bă, mai bine, da, tata, așa și. Și ce s-a întâmplat cu el? Cine intră acolo este foarte cu minte. perfect! a ieșit mușii calm Prea cum perfect Mamă, hai să mergem Mamă, perfect <laughs> Mamă, hai Toată lumea la Hai, gata cu, gata cu prostile Ne întoarcem a ieșit prea mult și cu minte Doamne ajută, ești nebun să fie așa Doamne ajută să nu mă mințiți Altă școală e mai bine Da mă, altă școală în alt oraș Nu există Și tu n-ai văzut că gen și orașul ăsta BC, băi și fete, parcă este izolat de, de lume Vedeți că se întâmplă tot felul de chestii ciudate nu vreau la detenție, tata, nu vrem. Bă, stați puțin să discut puțin cu doamna directoare. Dacă văd că ea m-a agonit și mi-a zis, băi, pleacă de aici, nu mai avem ce să vorbim cu tine, nu știu ce. Tata ne sperie. Bă, stați puțin. Băi, Răzvan Izabela, dacă Doamne ajută, doamna directoare acceptă să vă trimite la detenție și să nu vă exmatriculeze, ce se poate întâmpla atât de rău? Nici măcar nu știu că trebuie să stai la detenție acolo. Nu știi cât de strict e profesorul? Doamne, iartă dar ce poate să vă facă? Cât de strict poate să fie? O să ne schimbe complet, da? Și are ăsta nu o să mai comenteze? Doamne ajută, ești nebun, atunci mie chiar îmi place. Bun, hai, veniți după mine, men, ia. Doamne, iartă-mă. Bă, bă, deci mie nu -mi vine să crebă, și am și uitea de chestia asta. Dar e o cameră de detenție acolo, men. Hmm, dar vedeți, doamna directoria, do doamna era prea supărată pe ăștia și direct i-a exmatriculat, men. Nici măcar nu s-a gândit la altă variantă sau ceva, mai e ai directoarea aici, uite că mai e. Hai, veniți aici, a? Și hai să respectăm regulile lui doamna directoare. Stați aici, nu intrați înăuntru. Stați aici. Doamne ajută să... Bă, nu mai plângeți, băi, nu mai plângeți. Uh, bună ziua! Doamna directoare, am revenit. Uh, vă rog să nu fiți nervoasă. Ce mai vreți? Uh, deci stați puțin că eu am realizat o chestie. Eu am realizat... Nu ți-am zis să pleci. Stați puțin, do doamna directoare. Eu am realizat că dumneavoastră nu puteți să matriculați pe Răzvan și pe Izabela legală. Pentru că, din câte știu, la această școală, există o cameră de detenție. Așa că prima dată trebuie să-i băgați la detenție, să fie educați și după, abia după, crede-mă că nu vrei asta. Cum adică nu vreau asta? Am zis că e ceva profesor strict. Te asigur, Marius, stați două secunde. A, oh, uite, fix aici, fix ce-am zis eu. Detention room. Camera de detenție. Ia uite ce drăguție pe aici. Ia uite, băieții, ce drăguție oh. uh, Doamna directoare, orice copil intră acolo nu mai iese la fel. Vă rog eu, fiți atentă. Nu, 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 eu, 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 doamna do directorie, înțelegeți-mă Noi nu putem să-i trimitem mai bine exmatriculați Nu, 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 e decizia mea ca părinte Vreau să fie băgați la ora de detenție Nu să fie exmatriculați Mă arăt mai întreb o dată E asta? păi stați puțin Deci, doamna directorie, dacă ei intră la detenție Și după sunt cuminți, nu o să mai fie exmatriculați, nu? Nu A, deci rămân la școală Da Păi normal, da, hai Păi și când? Când începe detenția? Puteți să-l chemați pe profesorul ăsta strict de la detenție, de la nu știu ce? Încă o dată e sigur, doamna directoră, mă panicați și doamne iartă mă poate să facă un profesor strict, ce poate să facă? Chemați-l, ia copiii și doi în clasă. Ok, păi și cine ține ora de detenție? Dumneavoastră sau cine? Și între timp eu îl chem. Bă, bă, pe profesorul, bă. Pe profesorul strict. Ok. Bun. Na. A, a, auziți, va dura o oră. A, ok, fix asta voiam să, să vă întreb. Ok, păi doar o oră? Și după, gata, nu se mai fix matriculați? Nu are nevoie de mai mult. Bă, mi se pare tare, mamă, ok, ok. Izabela Răzvan, dragilor, nu plângeți, am cea mai tare veste din lume. O să intrați la detenție, o să stați doar o oră, stați liniștiți, hai să mergeți, hai, veniți înăuntru, hai, gata, nu, nu, băi, nu mai fiți așa de panicați, eu nu trebuie și fete, de ce sunt atât de panicați? Cât de rău până la urmă poate să fie un profesor strict, ce poate să facă, doamne iartă-mă. Răzvan Izabela, veniți aici, hai, hai, înăuntru, hai, înăuntru, hai, 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 hai. hai nu vă panicați, tata, bun, intră înăuntru, scumpo, intră înăuntru, bun. Uh, te rugăm, nu, no, nu, no, nu no. Deja am vorbit cu doamna directoare Imediat, în orice moment, trebuie să apară profesorul ăsta strict de la detenție Și na, stați liniștiți Eu o să rămân aici cu voi Dar după ce vine o să plec, doamne iartă-mă Deja mă simt ciudat Cum te simți ciudat, scumpă? Este o clasă normală Aproape o clasă normală Ce e diferit? Uitați-vă E un sentiment ciudat aici Doamne iartă-mă, zici că nu știu ce s-a întâmplat În fine, haideți să facem lucru O să așteptăm să vină profesorul strict Uh, bun, băieți și fete, se pare că a ajuns uh, profesorul de la detenție. Ce faceți micuților? Uh, Răzvan și Izabela, uitați, domn profesor, da, e un, uh, e un profesor normal, putem spune, nu? Tata, ta, stai așa, uh, Știți ce urăsc eu cel mai mult? Bună ziua, eu sunt tatăl celor doi. Bună ziua, îmi cer scuze că a trebuit să vă cheme doamna directoare și toate chestiile astea, însă au făcut niște chestii mai prostuțe. Mă las să vorbesc. Da, ok. Îmi cer scuze, îmi cer scuze, da. Îmi cer scuze, da. Puteți să continuați. Mamă, bă, și fete, nu știu, e ceva cu omul ăsta. Eu urăsc foarte mult copiii neascultători și răi. Da care fac probleme, uh, domn profesor îmi, îmi cer scuze din nou că vă întrerup, eu sunt aici pur și simplu, așa sunt un impostor să spunem așa uh, am înțeles de la doamna directoare că ei o să facă doar o oră de detenție ce o să faceți mai exact în ora asta și totodată având în vedere că sunt, uh, sunt și eu părinte, poate iau niște trucuri de la dumneavoastră matematică, a ah, păi da, pentru că ai tăi copii la matematică au probleme da, da, au probleme și la comportament Și ce zic, adică Din câte am înțeles, da, o să vezi de acolo uh, Nu, de fapt, domn' profesor O să fie cea mai greu din viața mea, tata uh, Vă rog eu, vă rog eu, calmați-vă Domn' profesor, de fapt, eu nu o să văd pentru că eu chiar acum O să, o să plec Izabela Răzvan, eu o să plec O să vă las aici cu, nu pleca tata Scumpo, trebuie să plec, nu pot să stau aici, tăceți Ha, 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 ha Bă, mi se pare că e puțin suspect omul ăsta Tata, nu pleca, te rugăm. Ba nu, nu, băi, băi, nu, nu, stați puțin. Trebuie să plec, nu pot să stau eu aici. De ce plângeți puiuților? Bă, 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 stați. Bă, nu, 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 nu plângeți, nu. Dom' uh, domn profesor, haideți că eu o să, nu mai, nu mai plângeți băialo. Domn profesor, dar nu trebuie să strigați la ea. Adică până la urmă, eu cred că așa se face educația. Alo, alo, tu ce te bagi? Doar voiam să vă dau un sfat, că nu cred că educația se face cu țipete, cu astea, mai ales că văd că sunt destul de panicați. Eu fac cum vreau, clar. Nu știu, băi, fete, dacă aș putea să am încredere în profesorul ăsta. Hmm. Uh, tata, nu ne lăsa aici. Nu știu. Auziți? Hai, Valea. Nu, nu, nu. Uh, domn profesor, sper că nu vă deranjează dacă stau și eu într-un colț și observ oran. Nu pot să-i singur, băi, nu știu. Mi se pare cam suspect. Adică, Răzvan și Izabela sunt panicați. Asta cam ciudat. Dacă nu comentezi nimic, poți. Păi da, nu comentezi nimic. Ce am comentat până acum, nu. Puteți să... Puteți să începeți ora. Răzvan, Izabela, haideți, fiți respectoși și puneți-vă în bănci. Puneți-vă în bănci, că domn profesor, nu, nu, nu stați... Ce bine că rămâi și tu. Nu stați în picioare când vorbiți. Ok, hai să vedem, băi și fete. Mamă, deci nu știu, mi se pare ciudară de tot. Deci, prima dată... Calcule. Ok. Știți sau nu? Băi, băi, eu okay cred că știu din câte știu, adică... Ce calcule? Mamă, la iară comentează. Ai grijă, ai grijă, Răzvan, să nu comentezi. Ok, prima dată, ok. Hai că o să dea un calcul. Hai, hai că e simplu. Băialo, Stai, se ia Răzvan? Tu ce comentezi? Uh, domn profesor, fără supărare, dar nu a comentat nimic, adică nu a făcut nimic, nu trebuie să fiți așa de rău. Bă, tu ce vrei? Nu, do doar ziceam, adică până la urmă, dacă se învață matematică, hai să rămâne pe matematică. Ți-am zis să stai jos, ok, ok. Nu, 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 că o să stau aici, în colțul ca să stai niștiți. Oameni, băi și fete. Prima dată. 20 plus 12, hai că e simplu, hai. Toată lumea știe, hai. E simplu. Let's go. 30 domnule, 33. Hai, mă, nici Isabela nu știe, men. Doamne, men. a la Răzvan nu mai așteptam, de la Isabela e 32. Vai de capul vostru și ăsta și se și enervează, men. O fi că sunt stresat sau de ce nu pot să... Stai, poate le mai dă 50 plus 40. Nu, deci hai că e simplu, hai că e simplu. 100, te rog. 88. Hai mă, nu știu nimica. Uh... Dacă... domn profesor, stați două secunde că eu cred că deci nu știu ce se întâmplă cu copiii, dar astea, aceste rezultate nu reflectă situația lor la matematică, adică chiar nu știu ce se întâmplă stați puțin, Isabela Scumpo ce, ce ai, adică tu știai matematică tata sunt prea panicată și nu mai țin minte nimica Răzvan ne sperie tata, nu putem răspunde, sunt vai de capul lor domn profesor, nu cred că e bine să-i zici unui copil că-i vai de capul lui și nu știu ce bă, taci odată Ok, vă las să continuați cu calculele, domn profesor. Vă las să continuați. Băi. Acum, băi ăștia... Bă, dar vorbește foarte urât cu ei. Vom face probleme. Atenție la mine. Mamă. Mamă, le dă probleme, ok. Haideți, mă, că problemele trebuie să fie mai simple. Problemele sunt și așa, băi și fete. Te pun în, te pun în locul ăla. Dacă Ana are 29 de mere... Ok, ok, ok. Iar Mihaiță îi dă 12. Ok, 29 plus 12. Hai să vedem. Opa. Uh. Ia. Stai. Uh. Nu îi dă. A, ah. ia. A, ah, ok. Nu. <gântu -i> nu te mai băga. Uh. Uh, 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 îmi cer scuze. Uh, uh, îmi cer scuze. M-a auzit. Câte mere are Ana? 29 minus 12, 17. Simplu. Hai. Simplu. 12 mere. Haide, mă, Izabela, scumpo. Are 29 de mere, așa ai zis. Băi, te rog. Are 29 de mere, așa ai zis. Mamă, vai de voi. Bă, dar da vorbește urât cu ei, men. Asta nu-mi place, bro. Cine v-a învățat? Nu ți-i pa de rog, nu pot să răspundă. Domn profesor, auziți? Vedeți că i-ați întrebat atât de multe chestii și sunt panicați. Poate dacă v-ați schimbat tonul, poate dacă ați fi mai calm, Bă, taci odată, eu zic do doar să încercați, dați-le o șansă așa, lasă-mă să-mi fac treaba, dați-le o șansă așa, dați-le o șansă să fiți dumneavoastră așa mai calm și poate, poate și o să știe, nu știu, Isabela scumpă. Ps. Iar că poate vă, vă șoptesc eu, sper să nu, o, ok, că mă aude, Na, am auzit, oh, nu, uh, ok, o să mă duc în spate, hai să vedem următoarea problemă, Doamne, iartă-mă, bro, Băi, e, e, prea suspect. Nu înțeleg ce se întâmplă cu omul ăsta. Un lapte costă 9 lei. Ok, un lapte costă 9 lei. E scump. Dacă Ionel cumpără 10, cât costă? 90 de lei în total. 10 lei. Te rog, mamă, mamă. <gătă -i> Răzvan, nu înțelege problema. Bă, copilule, 100 de lei. Ai de mă, pe ăla. Nu știi nimic. Dar nu. Bă, băi și fete, da. Nu, stați puțin. Domn profesor, pe bune, adică stați două secunde Să vezi ce-ți fac, băi, 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 stați puțin Dumneavoastră nu observați că ei sunt panicați Și că de-aia nu, nu, pot să răspundă Nu pot să răspundă corect Bă, te distrug, vă rog eu Vă rog eu, terminați Tu ei panichezi, cum să i panichezi eu? Încercați, vă rog eu, să le dați o problemă Așa, pe un ton frumos, pe nu știu ce, vă rog eu Că de-aia de, -aia, de -aia răspund greșit că sunt panicați Că îi intimidați, tu mă înveți pe mine, nu vă înveți. Tata nu era laptele de 10 lei, bata răzvane, da, a cumpărat 9 bucăți de lapte, 9 sticle. Bă, mă mai rău de tot. Ok, domnule profesor, vă rog eu, vă mai dau o singură șansă. Ok, n-am vrut să sune așa că de parcă vă mai dau eu o singură șansă. Tu. Nu, 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 îmi dai mie o șansă. Nu, 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 nu. Doar vă zic cum sfat. faci. să fiți mai calm și poate. Nu. Poate dacă o să fiți mai calm o să fie totul bine. Stai jos. Ok, gata, 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 gata. Ok, bă, bă, și fete, asta e ultima șansă pe care o dau. Dacă și acum vorbește tot așa, eu iau copii și plec. Deci, spune că deja e simțit, bro. Țipă la ei, nu știu ce. Asta e ultima... Ultima ocazie. Ultima șansă. Sigur voi știa acum. Haide, Isabela. Uite că e mai calm. Pare mai calm. Hai să vedem. Patru cărți, patru cărți costă 20 de lei. Ok. Așa. Cât costă 16 cărți? 80 de lei. Eu nu citesc cărți. Mamă, Răzvana, uleu. Haide, Izabela, hai, 80, 80. Haide, Izabela, hai, Hai. Bă, mă enervez. Nu știu, rău. Nu, no, nu, no, nu. No. Domn' profesor, gata. Nu, no, nu. No. Deci, de, deci, vă rog eu. Dumneavoastră, deja vorbiți foarte mult cu copiii mei. Răzvana, Izabela, hai să plecăm. Nu. No. Deci asta nu e educație. Efectiv, țipă toată ziua. Haideți, vă rog eu. Uh, uh, uh. Nimeni nu pleacă, stați -sta -sta în spatele meu copii, stați în spatele meu cuțit uh, domn profesor stați puțin, eu doar v-am, doar v-am dat un sfat, doar v-am dat un sfat să vorbiți mai frumos cu copii și poate o să ia note mai bune, poate nu o să mai fie panicați, nimeni nu pleacă de la ora mea, clar, uh, da, 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 clar, de acum e și tu elev, și eu, nu, 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 nu mai să copii, ok, 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 banca acum, haide, haide, haide toți îmbacă, bă, bă, uh. Mă puțin în regulă cu omul ăsta. Sper să nu facă vreo prostie sau ceva. Domn profesor, care-i treaba? De ce m-a spus și pe mine ele? Vă un cuțit la el. Deci acum o să vă mai pun niște întrebări, calcule. Puneți-mi mie, puneți-mi mie că răspund eu pentru toată lumea și eu zic că totul, băialo. Eu zic ce fac. Iar întrebări știe tata. Știu eu, știu eu. Ok, spuneți-ne, hai, spuneți-ne. 50 plus 70, 120, simplu, 120. Spuneți și voi copii, spuneți și voi, spuneți și voi, 120. 120, toată lumea știe, 120 120, 120, da 120, toată lumea știe 1000 plus 178 1178 Ziceți, zici, hai și voi 1178, 1178, domn profesor 1178 E simplu, gata, nu trebuie să fiți nervos pe bune 39 plus 90, 129 Spuneți, hai, 129, 129 Rapid, 129 Ia gata E totul bine, nu? Am înțeles eu ideea, acum. Totul e bine, nu? Totul e bine. Test! Ma! Ma! Vom da test. Copii? Pst, tata a fost la facultate. <gură> da, hai că am fost. Nu test. Mă duc să-l fac, ok? Păi bă, copii, păi bă, deci eu, eu nu știu ce e în regulă cu omul ăsta, men. E ceva în regulă cu el, copii. Să ne ajută, tata, o să vă ajut. Uh, mam, trebuie uh. deci să mă pun la loc, așa. Băia, gata. Ok, haideți. Jos. Ok, bun. Mulțumesc. Mulțumesc. Izabela Scumpo, ia asta, ia cartea. Ok, spuneți-ne care-i testul. Tata șapte. Da, vă zic, vă zic. Ok, hai să vedem. Deci ne dă test. Scrieți acolo, exact cum zic eu. Să nu încercați să copiați. Ok, nu încercăm. Atât vă zic. Nu încercăm. N-avem de unde să copiem. Nu avem N-avem pe bune. Nu știm de unde. Spuneți-ne, vă rog. Ps, răzvane. Să fii pregătit, da? Un dreptunghi cu lungimea de 12, ok, și lățimea de 16, așa, o să ne trebuie de aria. Are aria, aria bun. Deci la primul e 12 ori 16, care vine 184, așa, bun. Ok, mamă, stai, 12 ori 16 egal 184, bun, asta e primul ăsta. Tata, ps st st stai puțin, stai puțin să rezolve tot. stați puțin, stați puțin. Ați notat? Da, 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 am notat, am notat, am notat. Cât este radical din 25? Ok, doar atât. Cred că mai contează. Am mulțit cu 25. 5 ori 25, 125. Și după adunat cu 25, 150. 2, 1. 150. Stai să pun și la 1. A, ah, nu, de fapt nu mai pot să pun. Na. Pun așa, 150, așa. Gata, ați notat, băi, enervați Gata, gata. Imediat vă zic, imediat vă zic. Spuneți mai departe, domn profesor, acum 3. Ok, 3. Așa, hai să vedem și 3-ul. să vă și vede că e simplu. Sutra... Calculați 18%, ok. Din 3200. Și asta este ultimul exercițiu, domn profesor. Asta e ultimul? Da, bun. Ok, ok. Haideți că o să rezolvăm noi aici, bun. Și după, vă las puțin să rezolvați. Vă rog, vă rog, bun. 18 ori 32, cât vine, men? 18 ori 30 ar veni 540 plus 36 576. Bă, e așa Bun, ps, ps, răzvane, fii La primul e 184. Primul e 184. Isabela, să ne până nu Deci, la primul e 184. 184 la primul. Mi-au dat toate 100. Scrie așa, lasă așa. La primul 184. La al doilea 150. Deci, la al doilea 150. Și la al treilea 576. Aoleu, aoleu, stați, stați, stați. Sta da, domn profesor, da. Șoptiți? Nu! Nu, 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 Bă, nu, 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 domn profesor, stați niștit. Nu, nu, stați niștit, nu, nu, nu șoptim, stați niștit. Voi nu știți ce se întâmplă cu copiatorii. Ba da, uh, nu, nu știm, dar ne dăm seama că e ceva foarte rău, mai de ce n-am copiat niciodată, stați niștit. Nu, 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 stați niștit. Au foarte mult de suferit, am înțeles, am înțeles, am înțeles, ok, nu, gata, gata. Foarte mult. Gata, 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 nu, 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 stați niștit. Uh, ok, băi, ai, ai, scris, Răzvan, ai scris, fii atent. 184, 150 și 576. Ai scris, zi. Dar mi-a dat 100, e sigur, sunt sigur, scrie o dată la 100. Eu am scris tot, bravo, Izabela, bravo, spun, pot scrie o dată. Sunt sigur că am făcut bine. Doamne, iată, scrie o dată. Mă, iară bine, Bă, ce se aude? Uh, eu am, cum îi spune, uh, am ceva în gât și uh, trebuie, tot trebuie... Uh, gata? Bă, eu sunt gata. Tu? Tu, Răzvan, ești gata? Gata testele. Și eu cred. Bun. Uitați aici. Uitați aici. Uitați aici. aici. Testul meu. Așa. Asta este testul lui Răzvan. Așa. Și acela este testul Izabelei. Haideți. Bun. Hai să vedem. Doamne ajută. Să le spuneți. Le corectez. Vă rog. Vă rugăm. Vă rugăm. Vă rugăm. Prima dată. Izabela. Izabela scumpă tu. Hai. Hai să vedem. Hai să vedem Izabela. Hai scumpă. Hai. Tu. Prima dată. Hmm. Decent! Cum adică, băi, e corect 100%? Cum adică decent? Mă mir. E și puțin rău. Răzvan acum. Păstați, ce nu a luat? Ce nu a luat, Izabela? 6. Cum 6, domn profesor? Să te sigur că n-a făcut mai bine? Cum adică șase? Bă, alo. Pă. Gata, gata. O să aveți de suferit. Nu, nu, gata. Gata. Uh. Tu îi zice. Bun, hai să vedem. Răzvan, cât arată? M-am uitat pe toate, așa. Sunt relativ ok. Și eu ce nu am luat? No, let's go, bro. Let's go. Haide, mă, bun, perfect. E relativ ok. Dar, dar ce? Acum? Nu am terminat. Ce n-ați terminat, domn profesor? Bă, mă, mă sperie. Stați niște copii, o să fie tot bine. Am terminat doar cu partea de matematică. Păi eu v-am întrebat la început ore și a zis că predați doar matematică. Ce mai predați? Acum trecem la partea de educație. Asta nu sună bine. Ce înseamnă chestia asta? Vă rog, eu nu, mai țineți discuții, domnule Răzvan, Izabela? Ce? Nu, nu, E frumos ce ați făcut, uh, domn, dom profesor, adică lăsați-mă să vorbesc în numele lor, nu este frumos ce au făcut, adică știu că este foarte grav. Alo, te-am întrebat pe tine? Nu, 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 nu. Nu e frumos, dar n-am făcut cu intenție, n-am făcut nimic. Băi, tu mă, ai făcut ceva, tăi. Eu acum mă duc la catedră, să iau liniarul și o să vedeți voi. băsta bă, vrea să-mi bată copiii? Nu, 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 asta. Ps, răzvane, răzvane, izabela Isabela. Când, când se uită acolo la catedră, hai, fiți atenți, veniți cu mine, hai, 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 acum, 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 fugiți, 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 hai, hai. doamne, iartă-mă, mă, fugiți, 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 hai, rapid, 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 închide ușa, fugi, 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 doamne, iartă-mă, fugiți, 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 haideți, haideți, mamă, bă, bă, dar ce cu omul ăla? nenorociților. Au fugit. Fugiți, băi, hai, hai. Trebuie să așteptăm pe doamna director. Deci, bă, mie nu mi se pare normal ce educație e asta, men. Doamne, men. Îi prind eu. Ce educație e asta, fraților? Parcă i-am trimis la o școală normală. ce cu profesorul ăla? Profesorul ăla e un psihopat. Doamne, iartă-mă, veniți pe aici, copii. Profesorul ăla e 100% un psihopat. Uh, uite, fiți atenți, hai să mergem aici. Ha? Uite, stăm aici lângă mașină, până când vine și doamna directoare, ce bine că am scăpat. Se pare că legendele erau adevărate, mamă, psihopatul ăla. O, haideți că o să așteptăm aici pe doamna directoare. Bă, și zic că nu este normal ce se întâmplă. Să te zic, deci mie nu mi se pare normal, mă așteptam la un om, n-a strict, dar nici chiar așa. Fraților, a trecut vreo oră, n-am văzut nicio mașină să vină pe aici, probabil dacă doamna directoare vine pe la școală, vine prin altă parte. Ce ziceți copii, să mergem? Să vedem dacă e la direcțiune. Doamne, iartă-mă! Tată, eu nu mă întorc acolo. Veniți cu mine, că merge în direcție, nu mai merge la detenție. Pe bune, hai, nu mai fiți, nu mai fiți fricoși. Doamne, iartă-mă, deci mie nu mi se pare normal să existe așa ceva într-o școală. Profesorul strict. Doamne, iartă-mă, ce ciudat, hai, veniți cu mine. Deci chiar mi se pare ciudat unde tot. aici să mergem, Ia stați. A, uite, uh! a plecat profesorul strict, e doar directoarea. Chiar e, chiar e, chiar e doar directoarea. Răzvane? E în spatele tău, profesor de Răzvane, răzvane! Dacă... Hai să mergem. Nu ne dă iară detenție. Stai să mergem. Doamna directoare, bună ziua! Am ieșit de la detenție, doamna directoare. Dumneavoastră știți ce se întâmplă la orele de, detenție? Nebunul ăla are un cuțit și se comportă... Bă, se comportă oribil cu copii. Absolut oribil. Dați ați auzit foarte bine. E un profesor rău. Nu știu despre de, de, de ce vorbiți. Eu cred că știți. Vă rog eu să-l să, -l, să -l dați afară pe omul ăla. Doamne, doamne, deci țipă la copii, vorbește urât. Aveți dovadă? Ce dovadă să avem, doamnă? Uh, aveți camere de supraveghere pe, pe hol. Puteți să-l vedeți cum, uh, ar, uh, cum aleargă după noi cu un cuțit în mână. Există dovezi atunci. Uitați-vă pe camere de supraveghere. Ați face bine să nu mai faceți acuzații despre școala noastră. Dar ce acuzații, doamnă, suntem trei Nu plângeți, compo Suntem trei oameni care spun în aceeași chestie Și dacă nu vă place, la revedere La altă școală Doamne, iartă-mă, rămân aici Ce să facă Ai, o zi frumoasă, ne vedem altă dată Veniți, do, hai, veniți copii Doamne, iartă-mă Așa ziceam și eu Doamne, iartă-mă, ce femeie Copii, haide, veniți aici Tata, dacă e pe aici, nu mai supor școala Bă, băi, și fete, deci mie nu -mi vine să cred, că de rei sunt oamenii aici. Dar sta să mă gândi și eu așa puțin. Voi ce ziceți, băi și fete, să-i mai lăsăm pe Isabela și pe Răzvan la școala din BC? Dacă ar trebui să-i mutăm la altă școală, ar fi foarte, foarte nașpa. Ar trebui să ne interesăm de transport și de toate chestiile astea, că eu nu pot să-i duc. Ar fi, ar fi o, bătaie de cam că iau ocazia pe care nu au, alți, nu au alți copii să fie la 5 minute de școală. Nu mai vreau la detenție. Gata, s-a zis, nu mai, nu mai merge la detenție. Voi ce spuneți, băi și fete? Să rămânem la școala din BC sau nu?